Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity 187 împreună cu Radu Neagu, I am back, I am back, s-a întors te guru și la propriu și la figurat pentru că l-am avut în concediu, sper că s-a întors energizat, optimist. Tu, tu sper, mata. Și nu, nu e. Nu este număr prim. S-a prins. Curiosity 87 nu e număr prim, dar Radu Neagu este uh, primul nostru... <laughs> primul nostru ce? Primul nostru tech guru. Felicitări apropo Radu, pentru clipurile din ultima perioadă. Avem 100 de mii la clipul despre viitoarele iPhone. Mai avem și astăzi știri despre viitorul iPhone. Toată lumea vrea să știe ce urmează și când vine. Astăzi vă spunem chestia asta și nu numai. Avem o mulțime de noutăți din internet și tehnologie ca de obicei și avem și un invitat surpriză. Nu o să vă vină să credeți. E aici pe canapea. Și și membru. Și mi-a venit o idee în timp ce mă uitam la, la membru nostru de pe canapea. Mm. Bine. Acum, cum să zic, ceva de genul, el e membru nostru, dar eu sunt eu sunt fanul lui, știi? Noi suntem fanul lui. Noi suntem fanii lui, așa. Da. Mă gândeam că uh, am putea face pentru Witcher și Wizards, um, că le-am promis de mai multă vreme chestia asta, să vină să sta cu noi aici, în studio, când tragem Curiosity. Și live poate să fac live o Curiosity, da. Totul e gri Ce ziceți de chestia asta? Când? Cât mai curând. Începând deci, de acum! <laughs> Nu ne iese. Uh, păi, de data viitoare atunci? Data viitoare, așadar, o să mai chemăm un studio membrii care să vină să stea alături de noi la momentul acela din săptămână când ne punem la curent cu noutățile, și astăzi avem o mulțime. Vă spuneam, avem uh, chestii evident, nu doar din AI, avem și niște știri foarte interesante. O să vedem reacția lui Radu când o să vadă cel mai un... văzit după. Era stăscar. Da, nu vă spun că Avem și mașini, am filmat niște chestii credem noi destul de tare în ultima perioadă. Ba chiar, uh, vom vorbi un pic mai mult despre invazia de roboți care care sunt deja aici. Uu, scary. Uu, trebuie să creez un pic de hype. Îi dăm da. drumul? Hai. Hai să începem. Așadar, în loc de mema săptămânii, v-am pregătit ceva mai tehnic și vreau să vă uitați un pic la imaginile astea și să-mi ziceți cum vi se par. Pentru cei care ne urmăresc în format audio, vă arătăm niște imagini cu. Asta e blaston, nu? Cum îi spune Lubea ăsta? Acum, hai că încerc să. Îți provoc cunoștințele de Pokémon. Nu le știi. Nu știi? Nici măcar eu nu le știu. Da, asta este blastoism. Mă. Este 3D, nu? E asta. Realitatea augmentată. Da. E, acum ieși din asta și mai scurlează un pic. Pentru că băieții ăștia de la Simulan uh, testează în ultima perioadă o soluție de creare de obiecte 3D mm -hmm. și de animația lor mm -hmm. în spații așa, o idee pe care n-am mai văzut-o, da? Da. Dă uite un pic cu atenție la imaginile astea și zim cu ce fel de echipament sunt făcute. Că cu un telefon. Exact. Asta de este logi. adevărată revoluție. Și uite-te la obiecte și la reflexii. Uh -huh. Adică, băieții ăștia au reușit și motorul clip mi se pare și mai tare, asta, la asta mi-a stat mintea, uite ce au reușit să facă, într-o parcare. Au filmat cu telefonul un spațiu gol într-o parcare, după care au pus doi roboți să se ia la bătaie și uite-te la lumina de neon și la tot contextul de acolo și la mecanică și la tot. Pare făcut de o e. echipă de animatori de la Marvel? Asta da, clar. Pare că s-a depus mai mult efort decât probabil a fost în momentul filmării. Dar am văzut, am văzut unele astea. nu mă mai surprind, pentru că știu ce poate să facă un telefon care are și un senzor de time of flight pe el. Exact. Și în plus de asta, partea de iluminare a devenit foarte simplă cu algoritmii noi pe care i-a adus și Nvidia, i-a adus, i au adus și producătorii de jocuri și engine de jocuri. Exact. Iluminarea a devenit mult mai simplă. S-au muncit la 20 de ani, dar acum se poate face uh, intuitiv. Pentru că dacă vrei cu adevărat imersie, trebuie să poți să filmezi chestiile astea și din mână. Și aici probabil este un om care a fost înlocuit de... Cel mai albător. probabil. Pentru că biomecanica este prea bună. Da. Uite, îl știu. Însă, exact ce zicea și Radu, partea de reflexie a luminii, iar pentru chestia asta e deocamdată o aplicație gândită doar pentru iOS, pentru iPhone, și asta pentru că iPhone-ul are inclusiv senzor lidar. Ah, caracterele astea îmi plac mai mult. Mhm. Uh -huh. Astea sunt printre primele lor încercări. Așadar, aruncați o privire pe contul de Twitter al celor de la Simulon, care deocamdată sunt în beta și acceptă doar pe bază de invitație creatori, pentru că ei asta vor să ofere posibilitatea să introduce astfel de obiecte 3D în orice fel de... Și asta mă pun un pic pe gânduri, pentru că shorts-urile și reels-urile vor deveni și mai crazy în ritmul ăsta. Ok? Da, ok. Eu mai stau pe pagina asta, tu poți să continui. Ok, bun. Mergem mai departe, pentru că în ultima săptămână am mai testat lucruri interesante. Radu v-a adus un clip nou despre care din ele vrei să promovezi, pentru că ai făcut mai multe bune în ultima perioadă. Uh, vreau să atrag atenția asupra clipului cu cartoșele de imprimantă, pentru că mi se pare foarte logic. Te-ai văzut calculul? Da, am văzut. 8 lei pe litru. M-am uitat la tot clipul și stăteam și mă întrebam, oare ce mai poți cumpăra de banii ăștia la litru? Uraniu, nu știu, un lichid. Mai există un lichid, veninul ăla de scorpion care costă câteva milioane. Exact. Ăla este extrem de scump, dar în rest nu prea mai ai acces la niciun lichid care să fie atât de scump, nici măcar da. um, freonul nu este atât de scump. Exact. Când a trebuit noi să schimbăm ultima imprimante, am luat eu și m-am am cercetat și am ajuns la imprimantele de tip CIS, am luat una aici și de atunci nu mai, nu, nu mai dore capul de când trebuie să reîncărcăm cartușele. Olea sunt pe piață de 10 ani de zile, imprimantele, cel puțin 10 ani CIS-urile. Doar că știi cât costau CIS-urile acum 10 ani? Enorm. Erau vreo 2000 de lei. Iată. O imprimantă decentă. Dacă încă mai ai nevoie de imprimantă și, slavă Domnului, trăim în România, n-ai cum să scapi, aruncați o privire pe clipul lui Radu. Încă n-am un clip să vă arăt, pentru că este încă un montaj, dar săptămâna asta am condus un Hongqi EHS9. Și acest Honci, nu râdeți, nu este o chinezărie, este cea mai scumpă mașină din China pe care am condus-o vreodată și se ridică la înălțimea prețului, care este, țineți-vă bine, la momentul ăsta am găsit o bucată pe mobile, 120.000 de euro. Asta e preț de SH sau? Asta este prețul de dacă o găsești. A, ah, dacă o găsești, am înțeles. Deci, practic, mașina ar costa vreo 90.000, 100. E mai mult de 100. E 120.000 de dolari plus taxe în Statele Unite și abia au ajuns în Europa de puțin timp. Am împrumutat un Honci, da mai suv o chestie care e e un pic șocantă când apare pe stradă mașina. Da, știu. Eu știu senzația de la volan de lângă tine când aveam impresia că te urci pe mine la fiecare accelerație. Pur și simplu o vedeam cu coada ochiului. Deci mie mi-era teamă mașina aia că, cum zic, mi-era teamă pentru ceilalți. E senzația da. când ești într-o mașină prea mare. Toată viața mi-am dorit să conduc autobuzul. Ai văzut cum se uită lumea pe stradă la tine? Da. Exact. De așa a luat omul. Deci proprietarul, și o să vedeți inclusiv, vreau să mulțumesc pentru faptul că ne-am promutat mașina. Dacă mai aveți mașini interesante, scrieți-ne pe contact aronbuchnici.ro, veniți să le filmăm. Uh, dar proprietarul a recunoscut că mai are și alte mașini, are și un urus. Și uh -huh. a zis, ok, da, de ce asta? Zice, păi, vă spune el de ce. Aha. Ok, perfect. Vă, las, vă, las să vedeți acolo. Mergem mai departe. După cartușele din prima Radu va povesti și despre Android 14, dar avem și o serie nouă de clipuri pentru că Radu folosește iPhone și avem în sfârșit clipuri bune despre iOS pe internetul românesc. Am lăsat acasă astăzi. <laughs> Ia un iPhone, Radu, ca să te simt mai Mulțumesc, bine. nu merge foarte bine ios pe ăla, pe XS. Exact, merge foarte bine ios iar eu mi-am instalat pe acest 13 Pro Max, mi-am pus iOS 17 și nu e buggy deloc. Nu, vezi că s-a schimbat meniul de apelare, n-ai văzut? S-au schimbat da. butoanele. s-au schimbat butoanele, mi s-a schimbat meniul de apelare, îmi place mai mult, mai, e mai la îndemână. Da. Acum nu mă mai chinui să dau pe speaker când vreau să vorbesc la telefon, acum când pun lupa, văd unde pun lupa pe tastatură. Predicția mi se pare un pic mai bună, Stăt, dar că De că Siri... ce ai nevoie să pui lupa? Că tu ești la care vede foarte bine. Păi da, da, tu vezi la 3 km distanță tu noaptea. Tu vezi ursul din bârlog <gâng> după de după Înainte să se ridice, știu. Văd viitor înainte să se întâmple, știi? Exact. Da. Atunci când dai cu degetul pe, acolo pe text, Așa. Te, nu vezi unde ai pus degetul și atunci trebuie o lupă deasupra. Am înțeles, încep să nu mai vezi de aproape. Nu mă, n-am cum să văd cu sub okay. deget. Bine, bine, lasă. Așa, bun. Hai să trecem repede, foarte rapid, prin Wall News. Sunt convins că ați văzut și voi clipurile de pe TikTok și de pe alte, din alte locuri cu activiștii de mediu care fac chestii de genul ăsta. Uitați-vă un pic la imaginile astea, pentru că din câte văd eu, internetul nu are niciun interes să ne susține aceste proteste. Sunt tot mai mulți oameni care, ca să atragă atenția împotriva schimbărilor climatice, această mișcare numită Stop Oil în Europa, da. are un braț și în Statele Unite și s-au gândit niște activiști că ar fi o idee bună să blocheze drumul care duce la Burning Man. Sunt sigur că există și în Rusia. Activiști de mediu? Da. Care luptă împotriva gazului. Stânghețați acolo în Siberia, pe stradă, unde au ieșit, dar sunt. Activiști de Aici, ceva în Rusia, Radu. Cum să blochezi drumul către Burning Man? Dar cum să blochezi orice fel de drum. Și acum, dacă vreți să vedeți cum au rezolvat autoritățile de acolo, asta mi s-a părut foarte tare, e că șerifii din acel. că era într-o regiune în asta sub controlul unor populații băștinașe. Da. Uh, Se vede ce a făcut șeriful. Ai văzut vă imaginile? Nu. S-au viralizat. Derulează un pic pe clip că durează puțin. Oamenii erau destul de nemulțumiți că ăștia să se dau la o parte, au blocat drumul, au încercat să le dea la o parte cu mâinile lor, după care au sunat la șerif. Și când a venit șeriful, ce crezi că a fost șeriful? Dacă tu ai fi șerif, ce ai face? Le-a făcut drum pe lângă? Nu. No. A venit șeriful și a făcut ceea ce în Europa nu prea vezi. Uite ce coloană se făcuse acolo de mașini pe drumul ăla. Deci, o, o, o fi, o, vreți voi să faceți proteste, dă Am un pic tracu, înapoi. A tracu Asta e peste... Efectiv, peste a luat uh, tracul. Ăsta este ce, un, uh, un GM sau un F-150? Mai mare de F-150. E un E un F-150, 250, pe acolo. L-a luat baricada, a împins-o deoparte și după care, pentru că comentau, i-a și arestat. <laughs> foarte bine, mi se pare normal. Mi, și... mi se pare foarte tare chestia aia pe care a o nu mai știu, într-o fabrică de automobile că s-au, lipit cu mâna de podea Așa. și au plecat acasă și au închis lumina și au lăsat acolo. Așa. Peste noapte. Ia, a, asta mi se pare cea mai, ta, cea mai, tare moment. Deci ăștia care protestează nu știu ce să facă. Și în, un moment, a ieșit polițistul la ei cu pistolul, i-a pus jos și pe el a pus cătușe. Păi ce faceți voi? Veniți să -mi blocați mie drumul aici, exact. la noi în rezervație. Exact. Și acum, întrebarea este pe care vreau să vă pun, este, uh, ați văzut așa ceva pe la noi? <laughs> Oare am ce s-ar putea întâmpla pe un drum din România într-o astfel de situație? Am încercat să-i rugăm cu frumosul să se dea la o parte. Ar fi o discuție, nu? Ar fi o conversație. Băi, întotdeauna e, e sănătoasă o discuție. Dacă nu se mai poate cu discuția, până la urmă, legea. Da. Acum, știți și voi că eu sunt pasionat de mașini electrice, dar n-am -am, niciun fel de înțelegere pentru cei care blochează drumurile. Sunt oameni care te să ajungă la muncă, la spital... Nu doar la Burning Man. Adevărul e că am început să nu mă enervez nici eu, mai ales pentru aia care blochează intrarea asta de aici, când trebuie să faci dreapta de pe pod, pentru că el trebuie să se uite în porbagaj, să deschidă de două rușile, să scoată căruciorul, să bage căruciorul și eu să stau efectiv așa, să nu mă enervez. Aștept să văd. Se, se va, enerva, altcineva în locul meu, cineva care e în spatele meu. A, am bățit și o chestie asta ieri. E o situație. Deci pe mine da. mă distrează în părinții și o să vedem chestia asta în curând, pentru că începe pe septembrie, încep școlile din da. nou, o să fie din nou invazie de SUV-uri cu motoarele pornite care vor aduce comorile la școală. Pentru că știm cu toții, comorile nu trebuie să facă pași. No. trebuie aduse no, în cutie de formă. fier cu motorul pornit până la ușa școlii și... Ai rucunțional, e cald afară, George. Nu chiar e cald afară. Mă, tu ai avut aer condiționat când erai la școală? Nu, n-am avut aer condiționat când eram La școală n-am avut aer condiționat în mașină când eram mic, că nu exista aer Și nici în autobuz. Autobuz. Aer condiționat erau geamurile deschise. Dar cine suntem noi să comentăm? Așadar, pregătiți-vă pentru o toamnă destul de aglomerată cu foarte multe mașini pe stradă. Am văzut deja simptomele zilele astea prin oraș. Sunt foarte multe mașini. Dacă țineți da. într-un fel sau altul să nu fiți parte din problema asta, ori nu claxonați, vă împăcați cu ideea, vă luați foarte mult timp, ori faceți altceva. Decideți voi. Asta cu paiele care e? Asta cu paiele e nasoală. Știi adică, că într-un pahar de uh, supermarket sau de fast food, sau așa, paharele sunt din hârtie, în teorie, pentru că ele au o folie de plastic și le fac nereciclabile. Capacul mh. paharelor, inclusiv la cafea, orice se pune lichid, că e lichid cald sau rece, it doesn't matter. Așa. Cafeaua uh, și restul paharelor pentru sucuri au capace de plastic. Care, din nou, sunt Nu toate din plastic, pentru că au început să apară capacele din materiale compostabile. Sunt excepții majore. Ok. Câte pahare vin de cafenea uh, cafeneaua micuță de care știi tu și că aduce capace compostabile și câte, câte au pahare câte început să apară de... inclusiv capace de carton. Bine, curge pe lângă ele, țin mai puțin, exact. dar uh, sunt uh, cafenele care au început să fie atente la chestia asta. Câte vreme oamenii de la noi încă nu se obișnuiți să-și aducă termosul lor la mic la, la, cu ei când vin la cafenea. Problema este că noi, noi, companiile mari, că nu vreau să spun nume aici, pentru că toate sunt incluse în aceeași discuție, okay. au încercat să rezolve problema asta și să zică, ok, renunțăm la paie și le facem din hârtie. Din experiența personală, sunt horror paiele de hârtie. Ți se, se moaie în Așa suc este. înainte să-l termini. Sau dacă e lichidul cald și mai, mai mult de atâta. Problema este uh -huh. că s-au făcut niște studii în Belgia, au da. testat 39 de branduri de paie și toate dintre ele conțineau PFA-ul. Aproape toate. Probabil unul, două erau... Ce e PFA-ul, Radu? PFA-S. Care sunt... E, e, practic o soluție cu plastic, cu petrol. E soluția lining-ul al paharului. Exact. Care, care împiedică paharul să se... E o microfolie să, e din ftalații. Exact. exact. Da, sunt niște substanțe care apoi se uh, dizolvă în microplastic, pe care îl bagi în tine și după aia îl ai peste tot în corp. Și problema cu paiele este pentru că cu alea stai mai mult în gură decât cu paharul care conține același material exact. ca să îl izoleze și să nu curgă din el. Da. Deci paiele sunt mai nasoale pentru sănătatea umană decât sunt mai puțin poluate pentru pentru cine s-au inventat paiele, Radu? Păi stai un pic, că era, era o regulă că trebuie să bei sucuri cu zahăr din paie ca să nu-ți să nu ajungă pe dinți. Așa au părut? Nu mai știu cine a inventat paiul. De, adică mă gândesc că poate e folositor pentru oamenii care sunt pe patul de spital și nu își pot folosi mâinile, că au, au dublă fractură la ambele brațe. Aia vor avea uh, paie din, uh, bineînțeles, un material mai sănătos. Da, am văzut că se vând și paiele din inox, dar totuși... A, da, uite... Uh primul pai a fost din, din hârtie, apropo, în 1890. 1888. Nu știu de ce am inventat paiele. Deci eu, acum... Ca să bea, tot, să bea, uite, cum arată fotografia asta aici, să bea doi din aceeași ulcică. Ok, hai să ne împăcăm cu ideea că suntem capabili, așa cum am băut apă zeci de ani până acum, să bem apă în gânare fără paie, renunțați la paie. Și cu asta trecem mai departe, pentru că mai avem doar o singură știre. Uh, schimbăm cu totul registru și... <laughs> <laughs> asta voiam să văd. Stai, stai. Doamnelor și domnilor, trebuie să-i urăm săptămâna aceasta la mulți ani lui încă unui uh, boșoroc, să-i spunem pe nume, care controlează planeta. Warren Buffett a împlinit 93 de ani. Oracolul din Omaha, cum se mai spune. Vreau să văd când a fost făcut site-ul. <laughs> că dacă a fost făcut în 1992, când eu aveam vreo 6-7 ani... Pentru 92 cred că ar fi fost genial. Ia să vedem cum arăta 92. Pentru că de ce? Hai să vă zic foarte repede... A fost făcut în 97. Așa, și din 97, arată-mi un, un screenshot din 97. Eee! eee! Nu s-a mare lucru. Deci, ce vreau să vă spun? Vă zic repede povestioara. Dar Warren Buffett s-a născut în 1930, înainte de al doilea război mondial, deci, da? Deci, ascultăm un pic. E același Fond. Ei, și el este șeful și practic mintea luminată din spatele lui Berkshire Hathaway e omul ăla de care ați auzit că face bani inclusiv când stă în, în cadă și face baie. Face niște 100 de milioane repede, tranzacționând banii altora, pentru că au active în administrare de 700 de miliarde de dolari și anul trecut a făcut un profit slab de doar 10% de 70 de miliarde. Tu vezi că era aceeași reclamă? și da. 97 și 2023. Cred că au acțiuni la Geico. Dar e ce aluat. vreau să vă zic este că această companie, care are aproape 400.000 de angajați, știi câți locuitori are Brașovul? Uh, 350 sau 300 de mii, am mai scăzut. Imaginați-vă că tot orașul Brașov și cu zona uh, metropolitană lucrează la Berkshire Hathaway. Uh -huh. Compania asta are acest site. <lători> și care nu a evoluat foarte mult. E stupid if it works, așadar nu, așa, nu, nu site-ul e problema -a dacă tu nu deloc. faci bani. N-a evoluat deloc. Mm -hmm. Nu există evoluție. Există completare. Au nu, mai adăugat niște business -uri. Niște linkuri. Exact. Atât. Iar la conferințele lor vine inclusiv Bill Gates. Păi, prezența în uh, online nu este o chestie Sau Obama. importantă pentru ei. Da. Pur și simplu, probabil a făcut cineva, probabil l-a făcut chiar Warren Buffett, când se plictisea. <laughs> Ce a zis, astăzi nu fac bani în astea 10 minute cred că și -a făcut fac site-ul. L-a făcut când în 1939, cred că l-a făcut. <laughs> Arată, dacă site-urile ar fi existat în anii cred că... Da, nu, am văzut site-uri... Am văzut site-uri de anii 90, am văzut o colecție de site-uri. Tu te aduce, aminte de Ask Jeeves? Ah, era bun Ask Jeeves. Ask Jeeves este străbunicul lui CGPT și avea un site genial. Da. Da, pentru că era doar informație pură. Exact. Și nu avea un algoritm acolo. Rezultatele erau bazate pe interes. Da. Pe de altă parte, trebuie să trecem foarte repede un pic prin România. Nu o să vă ținem ocupați cu subiectul GPL-ului de la noi, pentru că e prea multă lume pe GPL. Um, am înțeles că mai nou ziua stațiile sunt închise, că vin controlele, se schimbe noaptea că și oamenii află subi de ele și vin să alimenteze cu GPL-ul după apusul soarelui când angajații care ar trebui să le verifice, nu pot fi acolo, pentru că facem controlele cu... 11 specialiști ISCIR și foarte mulți polițiști care habar nu au ce trebuie să întrebe. Mi s-a părut fascinant când am auzit că Dacia are variantă de mașină pe GPL din fabrică. Da, are de 15 ani. Eu, eu nu știam. Ah. Acum știu. Stai puțin. Dar, Acum înțeleg logic. Dar la nu, nu GPL-ul e problema. Problema este mentenanța la GPL, că nu le verifică nimeni și stațiile alea au devenit, evident, business de politicieni. Păi așa. e ca și cu... Asta cu verificatul e ca și ăia um, care se uită cu bricheta în, în butălie. Da. 60% din stațiile GPL din România nu au autorizație și. Din încă o dată dai, din București este <coughs> studiu. Nu, în România cred că e mai rău. Dar pentru cei pe care interesează, vă las cu o singură întrebare. Întrebați-vă așa. Dacă pe voi v-ar apuca și ați vrea să vă faceți legal tu știi că avem o stație, o stație aici GPL, aici oare ați putea? Ați reușit? Avem o stație aici, lângă pod. Da, aia, aia, aia mi se pare că respectă totuși legea pentru că are acei 40-50 de metri de la cea mai apropiată construcție. E vis-a-vis -vis de poliție, nu de alta. Da. da. Adică, trebuie să fie în siguranță să de poliției. Dar în crevedia, primarul de acolo avea și el o stație GPL mm. și și-a făcut inclusiv o clădire din astea cu business din astea mici, la, așa, gard în gard. Perete în perete, nu? Și acum, întrebarea. Vreau să vă la doar cu întrebarea asta, nu vreau să aprofundez foarte mult subiectul, sunt convins că l-ați urmărit și peste tot, e chiar peste tot. Dacă în România, un cetățean care ar avea, să zice, nu știu, 100 de mii, 200 de mii, vrea să facă un credit și zice, bă, mă apuc de business cu gpl că foarte mulți oameni sunt pe GPL. Sunt oameni pe GPL. Da, corect. oameni care au Porsche Cayenne, care au Dacia Logan pe taxi sau pe Uber, oameni care au mașini foarte scumpe. Cred că o să bage de ori, E mai ieftin de două ori. E mai ieftin de două ori este. Sunt oameni care fac 150.000 de mii kilometri pe an. Deci, da, pentru de ei... Te de Porsche Cayenne pe GPL? Am trecut cu vederea ce ai spus mai devreme. Sunt mașini foarte scumpe pe GPL, Radu. Eu îți garantez, dacă mai ține mult recesiunea, o să vezi urus pe GPL. Mark my words. Urus pe GPL. Dacă ați găsit un urus pe GPL, înseamnă că am avut dreptate. Ok. Așa. Deci, întrebarea este, dacă vreunul dintre noi face rost niște bani, ia un credit, fonduri europene, vrea să-și facă o stație de GPL, oare reușești în România? Pentru că nu știu cum se întâmplă că businessurile astea de GPL sunt deținute numai de băieți. Și vă mai las iarăși cu o singură idee. Uh, unul dintre cei mai fertili masculini din România, care a deținut de la un moment dat clubul Ce Dinamo. Înduturare? Cum și-a făcut primii bani? Borcea. A vândut benzină din tiruri? Crimbogas. Crimbogas? A, ah, ok. Prima rețea de GPL din România a fost al lui Borcea, dacă nu greșesc. Ok. Dacă nu ca asta, vorbesc din amintirile okay. mele. Din aș vă las doar. Nu vreau să deschid mai mult discuția. Mergem mai departe. Așadar, aveți grijă cu GPL-ul când alimentați, pentru că se pare că mai curge, curge des din chestiile astea. E un gaz greu, ajunge jos, o flacără îl face să bubuie și, cum au spus unii oameni pe Facebook, oare de ce explodează așa ca o ciupercă? Sunt oameni care încă se miră de legile fizicii. Mergem mai departe pe tehnologie, pentru că Hai. urmează IFA 2023. Doamne, și domnilor, la noi să să credeți. Practic, la momentul la care vedeți voi chestia asta, târgul stă să înceapă. A început deja. Chiar a început? De o zi. Exact. De o zi. Ce așteptăm de la IFA 2023, Radu? Nimic special. Dar Așteptăm <gânt> pentru că. Entuziasm. Entuziasmul este tot. Pentru că am înțeles că este sold out, din punct de vedere o organizare. Am, așa m-o zis și eu. E, halele vor fi pline. Chiar mi-a scris o uh, companie românească care are stand acolo o seară și mi-a arătat standul lor să muncește de zor, de da. speak, spic, ne o înregistrăm uh, joia chestia asta. Așadar, IFA revine în sfârșit în uh, full force în condițiile în care Cebitu s-a închis? Da, am și uitat de cebit. Ai văzut? Da. Sunt multe alte târguri care s-au dus în cap și atunci am mai rămas puține târguri. Ultimul mare târg uh, european, acesta este și sunt tare curios dacă vom vedea cu adevărat lucruri noi. Noi nu știm dacă vom vedea lucruri. Noi din ce am citit din informații din ce mai scriu site-urile, mai sunt niște comunicate de presă pe care le-au dat. Sunt produse interesante. Sunt foarte multe produse, suficient de multe încât să pleci de acolo, să zici wow. O să fie interesant că o să vedem mai multe chestii de la Matter. Asta mă interesează. Zine, zine foarte scurt despre protocolul ăsta Matter care ar trebui să unifice în sfârșit ecosistemul de smart home. În momentul de față ai toate dispozitivele pe care le cumperi și sunt smart, sunt inteligente, folosesc fiecare câte o aplicație okay. și se conectează prin aplicația respectivă și hai să zicem multe dintre ele, nu toate, poți să le conectezi cu Google Home sau cu Alexa sau cu Apple HomeKit. Matter okay. o să facă posibilă conectarea senzorilor de uși camerelor, ialelor, chestiilor de genul ăsta, cu o singură aplicație. Toate să le integrezi, de exemplu, în Google Home, să nu mai bați capul să-ți faci 10 conturi, pentru că, până la urmă, folosesc același protocol și aceleași tipuri de comunicare. Și iată un segue foarte bun ca să vă spunem că am reușit să importăm primele noastre produse cu Meter pe Gadget Boutique. Pe GB.ro vom avea benzi luminoase cu Meter care vor merge cu orice fel de device. Nu știu dacă au reușit, dacă s-au aprovizionat deja, dar Ioana trage Încă nu. Tragem de luni de zile să le aducem în premieră. Da. Așadar, și pentru noi este interesant și vrem să fim primii din România care vi le oferă. Urmăriți așadar tehnologia asta despre care radio să vă zică mai multe, mai ales după ce vedeți ce se va întâmpla la IFA. De data asta ne va reprezenta doar el că sunt un pic prins aici. Lucrez la ceva foarte important despre care o să vă zic în curând. Și apropo de chestia asta, iar și un segue aici de, de prezentare către clipul de săptămâna asta. Am făcut un video pe care vă recomand să-l l-am cum să zic -am, am concentrat cât de multe informații posibile despre cum să ți faci un um, ecosistem de smart home accesibil la tine acasă. Ce să folosești, unde da. să le pui și de ce să-ți cumperi chestiile alea. Suntem noi pasionați de automatizare și de case inteligente, dar înțelegem că există și limitări de bugetul, mai de aceea pe gb.ro vei găsi și obiecte conectate de prețuri diferite, de la cele mai accesibile la cele mai pretențioase. Uhum. Și mă bucur foarte mult că se vând foarte bine și camerele de supraveghere de la noi, oamenii le-au le -au înțeles, tu le-ai explicat da. foarte bine de ce costă, pentru că sunt mai bune decât alea ieftine, dar sunt mai ieftine decât alea profesionale, sunt exact da. acolo unde trebuie. Asta îmi place, asta mi se pare un deal foarte bun, cea de la uh, camera de supraveghere de exterior, pentru că chestia asta are 8 megapixel, este 4K. Și infraroșul se vede excepțional de bine, aplicația merge, se leagă cu Google Assistant, doar că nu are Wi-Fi. O vei lega pe, uh, pe alimentator sau pe power over ethernet. Și ați putea să vă salvați de imaginele pe camerele de supraveghere și în alt loc decât în nvr din incinta stației GPL ca să le poate găsi pompierii, căci că nu, polițiștii nu găsesc înregistrările de acolo. Așa, vezi. tot de la IFA foarte repede vă spunem, o să vedem telefoane noi de la Honor, bănuiesc, am văzut că și... Uh, da. Da, da, da. O să avem, bineînțeles, telefoane și laptopuri, pentru că Honor vine și cu seria de laptopuri și cu tablete la noi în țară. Iată cei de la TCL, iarăși vor să arate ceva acolo, nu sunt foarte prezenți la noi. Mm -hmm. O să vedem și tot felul de frigidere interesante de la LG. Eu cred că o să stau foarte mult în zona de uh, consumer home nu electronics, adică la boxe, la da. uh, electrocasnice. Vreau să ve să îmi spui dacă chiar e atât de interesant pe cât se spune noul soundbar de la Sennheiser. Avem și noi soundbarul de la Sennheiser PGB, ne place foarte mult. Dar că vor veni cu o versiune mai mică și mai ieftină? Mai uh, da, pentru că folosește aceeași tehnologie, foarte multe boxe, fiecare um, pe frecvențele pe care trebuie Iată. să le auzi. Iar Sennheiser rămân în continuare tătici pe partea de sunet, o știm și noi foarte bine. Uh, mai avem boxe cu Alexa și Google Assistant, care te ascultă toată ziua, uh, roboții care și ei te urmăresc toată ziua, dar Roborock vine cu niște modele mid-range, este bătălie mare. Am văzut niște prețuri în ultima vreme la roboții ăștia care se golesc singuri, se încarcă de apă, spală, usucă, fac toate prea multe chestii, mi se pare că face un robot zilele astea. Gândește-te că la de jos ne-a pe noi de dat cu aspiratorul în fiecare zi. Ăla da. strânge un pum de praf în fiecare zi. Poate nu e atât de eficient ca și aspiratorul mare, dar pe lângă asta, pe lângă praful mai deși o Toată baia și bucătăria sunt curate constant. Iată. 90% din muncă ne-a luat-o. Venim doar și mai facem un pic de întreținere exact. după el. Și dacă ai făcut o dată curat ca lumea, ăsta face doar să întrețină. Mai multe noutăți de la IFA, așadar, urmărește uh, pe social media. O să vezi și pe conturile lui Raduneagu, dar și pe contul meu și pe Cavaleria în zilele care urmează. Uh, Hai să mergem mai departe, pentru că, la, înainte să vă spunem de iPhone, trebuie să vă spunem de telefonul de la Google, care, surpriză, nu o să vă așteptați, a scăpat încă o dată pe internet. A câta oară? Săptămâna de fiecare asta? dată. De fiecare dată. Și nu numai telefonul ăsta, că a scăpat, ăsta a scăpat de două sau de trei ori, dar și celălalt la fel. Și asta e poza de la ei de pe site. Deci poza asta a apărut la ei pe site. Cineva a greșit. Aha, sigur. Cineva, s-a și muncit, dar s-a și greșit. Avem Pixel 8 Pro, doamnelor și domnilor. Ce facem, mă, băieți? Le dăm, le dăm un preview, că vine iPhone acum. Hai că mai da. sunt două săptămâni. Băgăm și noi ceva cu pixelul. Hai mă, lasă și tu o poză pe site. Mă, la cum văd eu bara aia de acolo? În sfârșit s-a umplut cu negru, ceea ce înseamnă că sunt mai multe camere, ceea ce înseamnă că s-ar putea să avem și un periscop. Cel mai probabil, da. Și dacă avem periscop, asta înseamnă că o să avem tehnologia de cameră de la pixel la care se adaugă și mai mult zoom. Mai mult zoom, dacă vrei. Mai mult, mai puternic, mai economic, mai rapid, mai mare, mai. Și poate să și meargă în Europa cu Voice over LTE sau Voice over Wi-Fi, ceea ce nu se întâmpla pe Pixel 7 Pro, tocmai de aceea vă încurajez să stați departe de telefonul ăla dacă țineți mult la apelurile telefonice. Să fiu sincer, în experiența mea recentă cu Voice over LTE, după scandalul ăla de securitate. Așa. Um, mi-a mers mai bine după ce l-am dezactivat. Exact. Pentru că nu cred că nu știu să facă compresia cum trebuie. Sau nu nici exact. ceva nu e reglat acolo cum trebuie. Un șurub nu e, nu e unde trebuie, pe antenele de la noi. Acum există o regulă pentru care, spre exemplu, operatorii cer telefoanele în teste înainte de lansare. Poate da. nu o să vă vine să credeți, dar în momentul acesta există un Pixel 8 Pro undeva Și la un niște operatori. 15. Și un iPhone 15? un iPhone 15? Toată la fiecare gama model? Este la fiecare operator, evident, sub semnătură ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat, ce a făcut. să nu uităm momentele acelea de prostie crasă de acum 2 ani. Of. La masa asta s-a întâmplat. Așa, ai iPhone 12 mini, despre asta vă vorbesc. Așadar, telefoanele acestea trebuie testate înainte de lansare. Da? Telefoanele trebuie să ajungă la operatori pentru a vedea dacă modemurile din ele sunt compatibile cu rețeaua și ce fel de setări trebuie primite suplimentar în momentul în care intră în rețea, pentru că telefoanele astea sună acasă și primești niște update-uri. Dacă țineți minte, fiecare dată când intrați pe o rețea, ele uh, primesc un update. Dacă îl cumpărați direct de la operator, ele sunt făcute înainte să vă fie livrate, dar oricum, fiecare telefon se adaptează la rețea pentru că mare parte din timp nu o să facă roaming, o să stea în rețeaua de casă. Corect. Și atunci, dacă tot am vorbit despre iPhone, hai să mergem puțin mai departe. Așteptăm să vină, în sfârșit, avem o dată pentru evenimentul Apple din toamna asta, Radu? 12 septembrie. 12 septembrie, notați-vă în calendare, <coughs> pentru că pe 12 seara vom avea și live aici pe YouTube, ca să vă povestim despre noile iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max sau 15 Pro Ultra. Nu cred că o să zic că și Pro și Ultra. S-ar putea să fie un 15 Ultra simplu. Nu se știe. Pro Max-ul s-ar putea să numească doar Ultra. Ok. Asta, asta este ideea. Asta este, era singurul element de informație pe care nu l-am avut în clipul cu iPhone, dar sunt sigur că toate lucrurile respective se vor adeveri, cele pe care le-am vorbit acolo, pentru că toată lumea știe că apar de cel puțin două luni de zile. Dacă nu ați văzut deja, dacă vreți să ajungeți la curent ca să nu vă ținem un sfert de oră doar despre subiectul iPhone, are Radu un clip foarte condensat de 12 minute în care poți să afli tot ce urmează ca să știi pe, pe, pe cât să ți credit fără buletin. Sau cu o să fie mai scump, bineînțeles. O să fie mai scump, again. Again. Cel puțin variantele de Pro. Mi-e frică de chestia asta pentru că eu am telefonul ăsta de 2 ani, încă merge foarte bine, dar sunt tentat. Sunt tentat. Vom vedea. Abia aștept. Mai așteptăm un Apple Watch nouă. Uh, da. Și poate niște anunțuri suplimentare despre Vision mai Pro. Mai colorat, mai drăguț. Mai okay, bine, interesant. Așteptăm și un iPad la... mini nou, că n-am mai văzut iPad mini de mult. Mm, doi ani. Exact. Păi, crezi că nu rezistă încă doi ani? Ba da, rezistă. Dar da, trebuie. În fiecare an să avem câte un produs nou. Nu, dar serios, la capitolul iPad mini, puțin lume știe că, spre exemplu, iPad mini are procesor mai mare decât, mai puternic decât uh, iPad-urile R, da. spre exemplu. Da. De -aia e concurent ca putere de procesare de obicei cu uh, iPad-urile Pro, însă nu aveam un iPad mini cu high refresh rate. Și vrei unul. Normal că vrei unul. S-ar putea să vreau unul. Nu s-ar putea, sigur vrei unul. Poate că vreau, da. Sunt de acord. Avem un iPad Am mini văzut cât de bine să de iPad mini ăla pe, pe prompter și nu prea mai vreau altceva. Pentru că e luminos, este, este clar. foarte bright, da. Și funcționează foarte bine. Da? Și cred că știi, ce, de ce se vede atât de bine, apropo? Mm. Pentru că știi șmecheria cu matricea de la OLED, nu? Da. Cu fagurele care e întors invers. Dacă pune pe dia diagonală tableta aia cu OLED, se va vedea la fel ca iPad mini. Sau aproape. Ai pe mini nu are problema asta pentru că okay. e un alt tip de ecran. Iată. Ceea ce înseamnă că de, de multe ori când plătești în plus, bine, plătești și profitul companiei, dar plătești și tehnologie și atenția la detalii la Apple rămâne evident numărul 1. Vezi plăcile grafice de la Nvidia. Așa 100. <laughs> <laughs> pentru da. cei care nu știu, hașo, prețul unui, unui plăci grafic H100 de la Nvidia e undeva pe la vreo 3.000-4.000 de dolari, să zicem, Mai de, producție, de producție. A, de producție. Prețul de vânzare este undeva pe la 30-40.000 de dolari, pentru că există cerere. A, nu, stai puțin. Nu există producție cât există cerere. Da. Adică Elon Musk a declarat public că nu reușește Nvidia să le vândă suficiente plăci cât ar vrea ei să cumpere. Dar ajungem și la subiectul ăsta puțin mai încolo și vom discuta asta împreună cu invitatul nostru o surpriză. L-ați văzut deja pe thumbnail, dar eu încă mai țin hype-ul pentru cei care, nu au care doar ne, poate ne ascultă. Mergem mai departe? Da, câteva informații despre acel iPhone 15 Ultra. Camera cu periscop, ar trebui. Un uh, probabil zoom uh, optic de 3x sau poate chiar 5. Noi sperăm. Ok. Uh, un uh, design, un design. O carcasă din Titan. Ar trebui că deja să ducea spre 250 da, de grame. Da, exact. Devenea foarte greu și este... E, e greu de ținut în mână. Da, dar Cu patru din astea pui pe, uh, așa pe taler acolo și poți să vizi un chil de cartofi lângă. Da, corect. Îți iei patru iPhone-uri la tine ca să verifici pe nenea din piață care îți vinde roșii. Așa. Așa, butonul de action, care să putea să fie doar pe, pe, pe Ultra. Care va fi un buton, buton customizabil, așa. ceva ce-am mai văzut, pe exemplu, pe Sony Xperia și pe alte telefoane care îți oferă o posibilitatea să programezi așa ceva. Și, bineînțeles, procesorul cel mai puternic, cu cea mai multă memorie RAM și cea mai multă baterie, cea mai mare baterie. Pe lângă chestia asta, ce m-a deranjat și sper ca informația respectivă să nu fie corectă, că vor fi... Um, o diferență între iPhone 15 normal și iPhone 15 Pro sau Pro Max sau Ultra, la uh, capitolul transfer de date, Așa. doar Ultra vaci că va suporta USB-C full, uh -huh. celelalte nu. Și sper din tot sufletul să nu avem chestia aia cu made for Apple, MFI, cablurile specializate cu chip înăuntru care să funcționeze la încărcare maximă, că dacă ție un cablu de USB-C normal și o să încarci un Apple cu el, o să ții încarci la jumătate din putere. Deși cablurile pe care noi le vindem pe GB.ro pot încărca până la 240 de wați, orice altceva. Exact. Orice. Orice. Da. Și atât să se poată. Între timp, în China se mai întâmplă niște lucruri interesante. Pe sub mână, așa, Huawei a lansat Mate 60. Băi nene. Deci e un, telefon, yeah. e un super telefon pe, la care nu ne așteptam. Pe sub mână, zic așa. Silent mode. Știi că înregistram noi zilele trecute clipul despre test la FSD V12, da. și uh, mi-au mi să aminte în timp ce scriam, chestia aia că a explicat un în text uh, ce este un NPU. Da. Prima companie care a vorbit despre un NPU a un Neural Huawei. Processing Unit a fost Huawei pe un Mate 20, dacă nu greșesc, da, da, da. pentru partea de cameră. Și acum avem un Mate 60 uh, care uh, vine și el cu mesagerie prin satelit. Și s-ar putea să aibă și 5G, încă nu știm. Știu că există o bătaie pe chestia asta, o discuție, de fapt, nu o bătaie, o bătaie în cuvinte, Așa. în care um, China a început să strângă foarte multe chipuri. Așa ca să le pună pe telefoane, mă, Sunt special că vor putea lansa niște telefoane cu 5G. Pentru piața din China, desigur, nu o să le poată comercializa în altă parte. Așa cum rușii cumpără mașini de spălat, că le trebuie chipurile pentru rachete. Exact. Ok. Acum, chinezii fac și ei ce pot, dar pentru cei care urmăresc un pic de geopolitică și chestii de genul ăsta, în ultima săptămână au fost în China, în vizite oficiale, reprezentanți de rang înalt și din Statele Unite și din Marea Britanie. Mm -hmm. Se discută inclusiv la nivel de comerț și de interese și americanii s-au acolo și au spus că suntem aici, în primul rând, să protejăm interesele și proprietatea intelectuală, dar trebuie întotdeauna să găsim metode de cooperare. Pentru că nu știu ce s-a discutat la summitul de la BRICS unde Rusia a fost absentă. Mai a, ales că a fost spus, reprezentată de Lavrov. Da, dar bine să ți zis lui Putin, stai acasă pentru că... Te arestăm. Te da. E obligația piciorul. noastră să te arestăm. Și nu prea să știe ce s-a discutat acolo, pentru că nu au fost cu ușile deschise și informații atât de multe precum le știm uh, din, da. uh, nu știu, summiturile ONU, de exemplu. Exact. Nu știm foarte multe despre ce se întâmplă acolo la BRICS, mai ales că majoritatea statelor reprezentate acolo nu sunt democrații... Sunt niște țări funcționale, dar nu sunt democrații reale și atunci e așa, e o, e o prietenie acolo. Majoritatea statelor de acolo sunt că cu pompă sub pământ. Exact. Cu pompă de petrol. Foarte scurt încă o dată spre Mate 60 Pro. În China se va vinde de la 824 de dolari și asta mă face să mi-l doresc. Uh -huh. Numai că cu taxe și cu vamă și cu astea nu știu cum facem. Huawei nu nu mai vinde telefoane în țara noastră și ne mai pare rău puține. după inovația de acolo. Mai vinde puține. Alte modele vin de. Uh, uh, pe 30 nova <laughs> Nu, nova Urgea, Care no, sunt no. de niște pe 30 uri exact. foarte bune. Nova-urile, nova într-adevăr, sunt, uh, sunt niște telefoane super-ok. Okay. Știu oameni care folosesc pe 20 în continuare și Mi sunt foarte mulțumiți de ele. Mi se pare normal. Și pe 30 este cea mai populară în comentarii. Exact. Așadar, încă o dată, uh, indiferent de disputele comerciale, pe noi ne interesează inovația și uh, ceea ce înseamnă, până la urmă, avans tehnologic în această industrie. Nu avem niciun fel de prietenie ascunsă cu Huawei pentru cei cărora le pasă chestia asta, că înțeleg că pe aici, pe acolo, se mai spune că am fi ceva pentru chinezi. Deja nu mă interesează. Să depășim momentul. Da. Uh, în, sfârșit, în sfârșit, avem un ceas nou și de la Garmin. N-am mai văzut unul de luna trecută. Mi-era dor? Da, da. da Acum, ăla de luna trecută a fost uh, din, din seria de Pro, Professional. Evișit. Iar aici vine seria un pic mai sport, mai light, mai uh, interesantă. Dar ai uh, văzut ce ecrane au? Da. Abia aștept. Abia aștept. Uh, cei de la Garmin au pivotat foarte puternic, mai ales în ultimul an și jumătate, spre ecranele OLED. Mhm. Mm uh, Spre exemplu, inclusiv, toate Epix Pro-urile uh, au așa ceva, Epix și Epix Pro, dar și seria Venue, pe care au și testat variante noi de software și așteptăm așadar un Venue 3 și dacă nu greșesc un Venue 3S, însă da. deja au umplut cu atât de multe modele tot ecosistemul lor încât nu mai știi ce să alegi, dar știu clar că fetele ar vrea așa ceva ceva de la Garmin cu monitorizare cu tot senzori, cu toate, tot, toată, capacitatea de procesare de la ei, tot ceea ce știu ei despre sport, care să încapă pe o încheietură mică. Exact, și am ajuns la același design. Mai țin de primul ceas de la Google? Da. Ăsta era. Așa arăta. Simplu, curat, rotund. Corect. Oamenii sunt încă familiari cu chestia asta și, hai să zicem, pe șleau, este și ergonomic. Așadar, urmează Teste cu Venue 3, un competitor pentru Apple Watch, dar în niciun caz pe partea de aplicații, mm. pentru că se va concentra mai degrabă pe partea de sănătate. Da, da, de acord, dar o să rămâi surprins să nu folosește mai, mai nimeni aplicațiile de pe ceas. Acum, a trebuit să zic care e diferența. Pentru că sunt oameni care sunt pasionați de Apple Watch pentru că funcționează. Ei bine, Garmin, e frumoasă animația aia cu aplicațiile, dar nu prea rău să le deschizi. Îți vin notificări din ele, măcar atât să da. știi. Uh, ai muzică și pe asta nu o folosește mai nimeni, că te asculte pe telefon direct și așa mai departe. Ce, cea ce apreciez la Garmin este că folosește în continuare o echipă bună de programatori din România și programatorii se încăpăținează să țină limba română în meniu și fac îmbunătățiri de software constant. Multe chestii trebuie aprobate, apropo, în afara României, din câte mi a mai ajuns mie pe la ureche. Sunt, pe exemplu, lucruri pe care comunitatea le cere de multă vreme și o să le mai menționez și în următoarele clipuri, pentru că, spre exemplu, una din chestiile care mă frustrează și pe mine este absența acelui nap. Dacă vrei să iei un power nap, nu-ți monitorizează un pic de somn. Da, no, e o chestie, nu? Nu foarte multă lume face power nap <laughs> Dar cei care fac ar vrea. Repede vă vorbim și despre un uh, ceas de la... Uitați-vă la poza asta și ghiciți fără să vă uitați la text. De la cine ar putea să fie designul ăsta? <laughs> Ce vedeți este un Oppo Watch 4 Pro care, în teorie, s-ar putea să vină cu monitorizarea de glucoză, ceea ce este extrem de bun pentru cei care au nevoie de insulină și care au probleme de sănătate. Sunt tare curios cum fac monitorizarea de glucoză, că nu cred că au doi pini pe spate acolo care ți pe pielea ca să-l țină fix. Soluții există algoritmice prin care poți să faci chestia asta cu parte de spectrometrie, dar nu aș intra în foarte multe detalii până nu vedem un astfel uh -huh. de device. Însă ca design mi-aș aminte un pic de Apple Watch Ultra pentru că cu el se va concura. Încearcă să fie un pic mai rotunjit, un pic diferit față de el. Tot ecran OLED, procesare avansată, o grămadă de widgeturi, Încă o dată, abia aștept să-l văd în lumea concretă în lumea reală, pentru că Uh, ei asta țintesc, să fie un competitor pentru Apple Watch Ultra la 329 de dolari. Toată lumea vrea să fie un competitor pentru Apple Watch. Probabil Eu zic așa. că așa sunt și titlurile. Și la da. ăsta la fel. Evident. Apple Watch Ultra. Asta altul de Garmin, vine cu Apple Watch normal. Acum, să-mi fie iertat, dar de fiecare dată când văd un titlu de genul ăsta e ca o luptă pierdută înainte să înceapă. Faptul că trebuie să apară în titlu chestia asta îmi spune mie, a, ok, deci ești încestețit după ei. Da. Cum o să-i depășești dacă abia te ții după ei? Dar să vedem, poate îi depășesc. Ha, hai să mergem mai departe hai. la știrea uh, lunii pentru Norvegia. Asta e știrea lunii pentru Norvegia? Cred că da. Pentru că ceea ce auzim este o premieră. După ce am văzut, pe exemplu, toate mai multe state europene luând măsuri destul de severe împotriva companiilor de tehnologie, vedem că unele merg mai departe și cu, cu un pic de curaj norvegenii încearcă să baneze Facebook și Instagram pentru că pur și simplu nu vor să respecte legislația uh, europeană, dar și locală. Bine, ca să fim mai preciși, se referă la partea de uh, reclame. Publicitate, uh, publicității comportamentale pe Instagram și Facebook. Adică la ceea ce vezi tu acolo, chiar dacă nu ți-ai dat consimță mântul. chestii care știi poate că vorbeam -te ieri te de deranjeaz. chestia asta? Da. Tocmai ce vorbisem noi, două clipuri mi-au apărut. Da. Și atunci, pentru că cei de la Facebook și Instagram nu vor să arate un, o pagină de consimțământ explicit la care tu să poți să dai nu vreau, norveginile cer să blocheze publicitatea comportamentală pe care oamenii o văd, o simt și ar vrea să, dacă ar vrea să scape de ea, nu știu de unde să o inactiveze. Adică acele, mai precis, ca să mi se pare că nu o să se înțeleagă foarte bine, e vorba de um, momentele în care Facebook te ascultă de pe telefonul tău în special și, în funcție de cuvintele pe care le spui, o să-ți adau ce reclame. Vorbești despre uh, săpun de lavandă și o să vezi reclame de săpun de lavandă. Ce mi se pare mie însă foarte, foarte uimitor, șocant, neașteptat, este mm. că Meta au declarat că oprirea urmăririi online a activității utilizatorilor va fi foarte costisitor și tehnic dificil. Who cares? Bă, serios, deci e mai greu să te oprești din da, furat decât... Da, 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 nu mai știi când a fost discuția cu... Numai, Apple, nu, știu cum să fac altfel. Doi ani sau trei ani? Așa. Când Facebook chiar s-a revoltat? Că Facebook nu mai lăsat să aplicația... Apple n-a mai lăsat aplicația Facebook să trăcuiască celelalte aplicații din telefon? Mm -hmm. Ask Apps the, uh, not to track. Exact. Același scandal a fost. Exact. Se pare că meta amenință și aici, așa cum au făcut, pe exemplu, în Canada, unde au blocat ziarele cotidianele de știi, pentru că nu vor să plătească autorii acolo, jurnaliștii mm -hmm. Nu că la noi i-ar stresa cineva cu chestia asta, la noi poți să pui orice pe Facebook Păi nu, că acolo e, e opțiunea specială în care tu creezi articole și prin platforma de Facebook și ți apar ca un fel de newsletter, știi? Da, dar orice fel de conținut jurnalistic care apare pe platformă trebuie plătit, pentru că odată chiar dacă l-a pus un ca nimeni, un utilizator obișnuit, da, da, da. totuși există un autor în spate Corect. care el și ziarul și organizația care au produs acel content, nu vor fi plătiți pentru munca lor. E bine, Meta amenință încă o dată că vai, vai, dacă faceți chestia asta, o să ne închidem operațiunile în Norvegia. Ce și o să facă norvegenii cu timpul lor liber, nu știu. Și norvegenii au zis: a, ok, nu faceți treaba asta, 100.000 de dolari pe zi." dacă nu vă uh, supuneți regulile noastre. 100.000 de mii pe zi? 100.000 de mii de pe zi. E suficient? Mm, cred că e doar o parte din profitul lor. Ah, este o mică parte din profitul e lor. o mică o parte ta. din profitul lor. E și Norvegia are o populație sensibilă. Adică, nu știu dacă știți, dar într-o țară ca România, doar publicitatea de pe Facebook, Instagram și Google atrage sute de milioane de europeani. Da. Deci la 100.000 de mii pe zi trebuie să... Sunt vreo 30 și ceva de milioane pe an. Cred că produc niște sute de milioane acolo. Cred că își permit să pierdă 10%. 3 milioane? O să vedem. Ideea e că trebuie să înțeleagă cumva cu ei, pentru că nu, pot, nu, poate fi o declarație de război, că ca și Norvegia, dacă Norvegia face treaba asta și are succes, atunci vor veni și celelalte state. Va veni Suedia, Olanda, va veni și Germania, după aia ne după place Austria. Europa. Exact. Pentru că are cine să se lupte cu ăștia pe mai multe fronturi, nu, nu pot păgui într-un singur loc și să își, își facă de cap. Și, slavă Domnului, încet, dar sigur, vor, vor ajunge chestiile astea și în uh, țara asta, aici, papuașă, la marginea Europei, numită România. Arm se, se listează la bursă. Ei, iată. Nu știam că armul nu este listat la bursă, apropo, dar... La armă a fost o discuție complexă acolo cu Japonia, cu China, cu UK-ul. Ei bine, aici e o discuție întreagă și am urmărit un pic subiectul despre armă. Nu, nu știu cât știți despre armă, dar... Armi este băiatul la deștept, inginerul care a desenat pe hârtie toate proces procesoarele și le-a vândut la toată lumea. De este o companie de, desenul de a fost vândut. Exact. Partea de proprietate intelectuală de senu, partea cea mai importantă de altfel, este o companie britanică, uh -huh. cum, care a fost cumpărată practic în, în privat, nu prin bursă de cei de la Softbank. Da, din China. Uh, nu din softbank China, din Japonia. Softbank din China. Nu, Softbank e din Japonia. Ia verifica verificăm. Că e de de deținută, controlată de masayoshi Son. Ah, corect. Mai bad. softbank e din Japonia. Softbank. Aia am încurcat cu alții. Așa. softbank e sunt mai mari investitori în startup-uri și uh, ei um, au dat 24 de miliarde de lire pe compania acum șapte ani. Mm. Între timp, și Arma mai telecom, crescut. Au luat și din 2 de Lecom. Au luat mai multe chestii. softbank este un, e un uriaș. A luat toți unicornii de tehnologie. Acum, întrebarea este uh, care este, de ce încearcă să vândă SoftBank ARM acum, de ce îl scoate pe bursă, la o, la o valoare dublă? Pare evident, nu? Vrei să faci un 2X? Da. Ei bine, e mai complicat de atât. E foarte complicat. Articolul de aici, pe care o să-l aveți în descriere, explică în um, mai puțin detaliu, dar există link în el care o să ducă către articole care explică foarte detaliat ce s-a întâmplat. Ideea este că E cumva forțată listarea exact. asta. Exact. Și e forțată pentru că majoritatea companiilor de tehnologie în momentul de față duc foarte rău pe bursă. Iată. Iar SoftBank are nevoie de lichiditate mai mult ca niciodată. SoftBank este un uriaș alt în tehnologie și fără suficient lichiditate în buzunar, poate să prăbușească și să trântească o bună, o bună parte din Silicon Valley și nu numai. Și atunci sunt obligați să înceapă să strângă cash Uhum. Și atunci trebuie să vândă din active, deși ARM are încă potențial, încă mai poate crește, plus că e o perioadă proastă pe bursă, exact cum spuneai și tu. Da. Ei încearcă să călărească un pic asta de succes a celor de la Nvidia și atunci, pe baza acestui context, să încerce să extragă niște valoare din ARM, fără să piardă valoare pe termen lung. True. E important și lucrul ăsta pentru cei care urmăresc tehnologia și la nivelul ăsta de companii, pentru că în momentul ăsta Nvidia pare așa, efectiv, fugită, știi, plecată așa pe, pe... de gone into pled. Deci, după ce au făcut parteneriatul cu Google AI, acum recent, cu două zile, au depășit iarăși normele de săptămâna trecută pe care le știm. A crescut 234% valoarea stocului Nvidia. Deci dacă stocul a trecut cu 200, 234%, ce ziceam de procesoarele de, de, plăcile grafice H100? Când vinzi cu un profit de 1000%, lucrurile merg. Vă recomand, dacă vreți să înțelegeți mai bine tot contextul, au vorbit mai mult David Sex cu Ceamat Palpitia în a, All In Podcast, mai nou podcastul lor, apropo, e disponibil și pe X, slash Twitter, Elon i-a convins să-și pună podcastul și acolo, dar găsi și pe Spotify și explică care e tot contextul acolo, de ce e valoroasă chestia asta și încotro ne ducem. Pentru că sunt foarte multe startup-uri care vor putere de procesare, dar deocamdată toate plăcile de la Nvidia se duc la Tesla, la Google și la alți giganți care cumpără în bulk. Cu zecile de mii, mai exact. Cu zece de mii pe bucată. Este efectiv, este o, un, e o goană din asta după, după unicorn stocul de NVIDIA acum câțiva ani de zile era pe la vreo 100 și ceva de dolari. Știu exact. că mi se pare că luasem ceva atunci. Puțin, foarte puțin. să am de sămânță, știi? Exact. Și toată chestia asta produce rezultate deja și în businessurile altor companii. Să nu credeți că băieții ăștia aruncă cu bani doar ca să în, în sugrume piața, vor să facă și chestia asta, să, să aibă control, dar cei care s-au mișcat suficient de vreme cum sunt cei de la OpenAI, în momentul acesta se pot lăuda că au venituri de un miliard. Deci, pur și simplu, CGPT Plus aduce bani. După șapte luni de exact. lansare? Exact. Exact. Au exact. lucrat, într-adevăr, în șapte ani în spate. S-au lucrat foarte mult. În spate s-au luat și niște bani de la Microsoft, s-a investit, business-ul s-a dezvoltat și acum, iată că avem un, un CGPT rentabil. În șapte luni. În șapte luni. Ăsta dai unicorn. Exact. Mai mult decât un unicorn. Deja este un gigant, am putea spune. Și competiția crește, apropo, la acest capitol, pentru că mai sunt și alte servicii de uh, large language model care apar. Uh, și din câte, din câte văd eu, direcția clar este către împingerea lor către a fi gratuite. Pentru că, spre exemplu, uh, Bard devine din ce în ce mai bun. Mi se pare super competitiv în momentul ăsta în fața uh, GPT-4. Ai Bing-AI, care este tot un GPT-4 la bază. Ia uite câte sunt. Și sunt mulți alți uh, concurenți. Ai Jarvis, ai Perplexity, ai Lama. Ai uh, Claude, care și Claude Claude este arătă. foarte bun. Exact. Și încep să apară acum serviciile nișate. O să vorbim mai mult despre chestia asta. Urmează încă un episod despre inteligența artificială. Să vă spunem cam care este trendul pe zona asta de large language models. Da. Uh, pentru că este destul de mult de explicat, dar trebuie să credeți că bătălia, ca de obicei, la o industrie de genul ăsta unde se vede rentabilitatea, începe să se ducă către vârf. Așa? Dar startup-urile vor mai tunde jos, să zicem așa, ce mai rămâne, vor la Exact. Tot pe zona de inteligență artificială, uh, Call of Duty va folosi inteligența artificială ca să modereze chat de voce. O chestie care era imposibilă până acum. Okay. Oamenii vorbesc. Okay. Pe chat-ul intern, pe Discord, pe lucruri de genul ăsta. Acum vom avea AI care vor scana după cuvinte cheie ca să filtreze uh, hate speech-ul, să filtreze bullying-ul care se întâmplă. Bine, e, e un pic invers, că bullying-ul bullying se întâmplă de cei cu o vârstă mai mică către cei cu o vârstă mai mare. Da. Asta e interesant în gaming. Dar da, discuțiile de, de voce erau imposibil de monitorizat și de moderat, acum va putea fi făcută chestia asta în timp real. Și asta se întâmplă pe Call of Duty pe Modern Warfare 2 și pe Warzone și update-ul respectiv a fost lansat acum câteva zile, deja pentru Statele Unite. Deci nu este se va întâmpla, ci se întâmplă de acum. Mm -hmm. O să vină și în Europa, foarte ușor. În Asia nu se știe încă, dar o să lanseze maxim două săptămâni în toată lumea. Și nu sunt singuri. Și tehnologia asta am văzut acum vreo un an și ceva pentru Discord. Funcționa să zicem relativ, că dacă în jurai pe cineva cu un accent uh, britanic sau uh, irish, erau șanse mari să te depisteze. Okay. Dar acum o face pentru că pur și simplu traduce fiecare uh, conversație de voce automat, rapid, în text și după aia începe să taie, să filtreze. Asta, eu zic că e o chestie bună. O să-i pe moderator să fie mai rapid și discuțiile să fie mai uh, finuțe. Și dăm repede o fugă până în spațiu pentru că săptămâna asta s-a întâmplat ceva foarte interesant pe cerul nostru. Ai am avut super luna, da, am văzut-o. Bine, a fost destul de noros aseară, mm -hmm. dar deja a să fie foarte luminoasă încă de cu două seri înainte, a început mm -hmm. să crească. Și dacă ați văzut, s-ar putea că încă să mai prindeți un pic de lună plină. Vă să aminte că vă explicam noi edi în edițiile edi edi anterioare de ce au plecat indienii, de ce au făcut lansarea către lună, pentru că e luna foarte aproape. <Țioasă> e mai aproape acum. Uh, da, corect. La fel și rușii. A fost această fereastră. Ei bine, în 2023 superluna a fost pe 30 august, dar cu puțin noroc, inclusiv în weekend, o să mai prindeți o lună mare, luminoasă, dodoloață. Mă gândeam că au plecat, dar nu mai fac și eu gluma asta din nou. S-au <laughs> grăbit acum să plece către lună ca să, că ei, ei nu au opțiunea de a folosi GPL, ca să ajungă mai ieftin. <laughs> Rachetă cu GPL? <laughs> Cum ar fi fost? Sărim de la una la alta foarte repede prin spațiu, pentru că am avut și un uragan care a lovit coasta Floridei săptămâna uh -huh. aceasta. Imaginele din spațiu arată cât de puternic a fost acest front. Cei din Florida s-au pregătit Mamma. foarte serios pentru, pentru prăpăd. Din fericire, a fost degradată progresiv de la o furtună de categoria 4 până la categoria 3, dar cu toate astea a făcut prăpăd în anumite comunități. Eu te știu că n ai intrat acolo aici? pe coastă. De ce um, aici? ceva distrugere a fost, dar trăim deja într-o lume în care autoritățile au început să învețe chestia, să se ia măsuri și și nu a murit nimeni. Uhuh. Din informațiile pe care le-am auzit eu până la momentul registrării noastre, uraganul Idalia care a, 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 a distrus ceva case în, în pragul lui, uite și fulgere și tot ce vrei. Păi, știi că în, într-un uragan, la fel ca și într-o erupție vulcanică, se creează un ecosistem complet acolo. Exact. Exact. Apropo de chestia asta, ai văzut ce s-a întâmplat cu uh, vulcanul? Mm, nu, asta nu l-am văzut. Uh, au apărut niște, niște informații, niște studii, cum că um, acel uh, vulcan Hunga Tonga Hai, dacă Hunga Tonga Hapai. Hunga Hapai. Hunga Tonga Hunga Hapai. Yes. A fost motivul pentru care uh, s-a încălzit, a fost atât de cald în luna iulie și chiar în august anul acesta. Nu cred. Erupția vulcanică de acolo a fost cea mai puternică documentată vreodată în istorie, ever. Ok. Și cu forța un, la 100 de bombe de Hiroshima, asta doar mm. s-a întâmplat sub apă. Da. Și asta a creat, bineînțeles, curenți de aer, a încălzit a aerul ridicat foarte, foarte mult. A foarte mulți vapori în atmosferă. Da. A ridicat foarte multă apă, gaze naturale adică apă sub formă de vapori, care este de fapt un greenhouse gas care a ținut căldura foarte aproape de sol și n-a mai lăsat-o să se, să se, ducă în spațiu. Okay. Și ăsta a fost unul din motive și -a, și a erupt în 2022, la finalul anului. Deci acum mai bine de jumătate de an. Uh -huh. Dacă un vulcan ne poate face chestia asta, dar vulcanii pot face multe chestii. Spre exemplu, v-am mai povestit despre ea, fiat la Iocul, acel um, vulcan islandez care a blocat traficul aerian acum niște ani. Am, am da. și uitat de chestia asta. Mai țin minte că am rămas pe un aeroport. Dar un Revoluția Socialistă din asta, a Republicii Franceze în 1789 se pare că a venit pe un fond de foamete cauzat de producții slabe agricole după ce cerul a fost înnegrit de cenușa erupției unui vulcan. Da. Așadar, vulcanii au un impact foarte puternic asupra vieții pe Pământ, în continuare. Și vor avea, în continuare. De decât dacă nu cumva, încercăm noi să-i controlăm și păște. Să harvest the power. Să exact. Dacă putea să culegi energia aia degajată. Măcar, La fel măcar visăm să luăm și din fulgere. Măcar 1% din ea. Da. Ce că în momentul erupției vulcanului. Jumătate din fulgerele de pe planetă aveau loc deasupra lui, în Ciuperca. Fantastic. Jumătate din fulgerele și din puterea electrică era deasupra acelui vulcan. Ok. Un subiect foarte interesant despre care cel mai probabil n-ați auzit nimic. Eu e prima oară când aud despre el. Am început să aud și după ce m-am informat am primit o grămadă de știri pe tema asta. Și acum, trebuie să trecem la industria auto, unde avem pentru voi uh, nu una, ci două știri despre Tesla, una mai crazy decât cealaltă și o să începem cu Elon Mode. <laughs> supranumit hack-ul deceniului. Autoritatea de transport uh, din Statele Unite i-a trimis o scrisoare celor de la Tesla, mai puțin de speriat decât mă așteptam, mm -hmm. am citit un pic despre ea, dar li s-a cerut să explice dacă cumva chiar există acea portiță prin care uh, șoferii pot activa Elon Mod. Ce este Elon Mod, Radu? Este o opțiune foarte simplă care îți dezactivează, de fapt, avertizările și frânarea automată în momentul în care îi ridici mâna de pe volan. Deci, practic, poți să mergi cu autopilot fără să ții mâinile pe volan. Hmm. hmm. E bine, nu e bine? Acum 8 ani când am testat eu prima Tesla Model S în România, care avea o singură cameră în față, dacă ți aminte, și avea Primul calculator de full self-driving, mașina aia a mers o jumătate de oră prin ea, lomița fără să pună mâna pe volan. Avea yes. Elon mod pe vremea yes. Yes. Aia, cu o cameră. Yes. Între timp, legislația, așadar, obligă Tesla ca șoferul să aibă tot timpul mâinile pe volan, dar cumva există acest Elon mod. Nu vă spunem cum poate fi activat, sunt convins că veți găsi voi, dar mai există tot felul de site-uri care vând tot felul de chestii de accesorii care se pun pe în anumite locuri în mașină, astfel încât să convingi mașina că tu ai mâna pe volan, lucru pe care nu vă recomandăm să-l faceți. Și mai este și știrerea pe care am avut-o, mi se pare, că în Curiosity cu Andrei Brătucu, în care uh, băieții au reușit să hăcuiască fizic, avea nevoie de acces fizic la mașină, desigur, să hăcuiască uh, orice model de Tesla și să-i facă toate update-urile pe care nu le-ai plătit. Din calculator. Și pentru Există o opțiune de genul ăsta. Dacă te documentezi suficient și îi găsești pe băieții da. s-ar putea să-ți poată face update la full self-driving și toate opțiunile posibile cu un preț mai mic decât ce cere Tesla. Pentru că, spre de alți producători, Tesla vinde mașinile cu calculatorul cu toți senzorii uh -huh. și activarea full self-driving, care poate fi 7000 de euro sau mai mult, da. vine doar ca o plată și se activează din software. Dacă nu știu un băiat care ți-o face cu 2500. Bă, sigur te să fi un băiat. Dar sigur există, te a apărut știrea. Abia există cineva. Și acum, una dintre cele mai importante știri de anul acesta de la Curiosity este tot despre Tesla și fără să fim noi fanboys, urmărim compania asta pentru că este cea mai importantă companie din industria auto, momentul ăsta, fără da. exagerare. Elon Musk a făcut al doilea lui live pe X. A făcut două. Asta e al doilea. Okay. Live-urile pe X sunt un pic pixelate, că na, atât s-a putut, dar... În live-ul pe care l-am văzut, Elon Musk ne-a demonstrat o nouă tehnologie de condus autonom care folosește cele 8 camere video și computerul mașinii, adică acel full self-driving versiunea 3. Deci poți să-mi trimit mașina până la magazin? Să-mi ridice comanda? Puteai și până acum. Doar că acum lucrurile s-au mai schimbat. Da? Încă o dată, o mașină doar cu camere, fără senzor lidar, v mai povestit despre ei, tehnologia asta a fost testată în premieră pe drumurile publice fără să știm exact cum gândește calculatorul ăla. Nimeni hmm. nu înțelege cum a condus atât de bine. Și hai să dăm un pic scroll prin această filmare ca să vezi un pic cam ce a făcut. Pur și simplu a dat cu degetul pe hartă unde vrea să ducă și mașina s-a condus singură. Și există, dacă te uiți acolo, îți arată YouTube care e momentul de highlight, pe la jumătate. Este un moment când faci o stângă. Eu nu-l am. În, în, nu ești în Chrome? Ba da, dar clipul ăsta nu... La, la unele clipuri nu le vezi, dacă nu sunt uh, procesate cum trebuie sau... Ah, okay. Tu l-ai văzut la tine? Da. Deci, uite, e undeva unde faci o stângă și mașina face stânga în blind. Adică fără să vadă toate informațiile. Altă dată uite aici. Deci ăsta este un ca moment... Ca un șofer neatent, nu? Nu. Ca un șofer curajos în trafic ah, okay. care intuiește spațiile dintre mașini. Aha ai văzut că mai e distanță suficientă, ai ieșit ce ai accelerat. Ia uite -o. Uite ce stângă a făcut. Și Accelerează acum... Accelerează constant, deci nu s-a grăbit. Ca să vorbim de mai multe despre subiectul acesta, a venit momentul acela în care ne facem magie la Curiosity ca să introducem un invitat special. 3, 2, 1... ta -da! Între cei mai deștepți oameni din industria auto, nu degeaba este Chief Innovation Officer, încă ești la Volvo, nu? Timi Ghiureu, și un bun prieten al nostru. Bine Timi! Mulțumesc pentru invitație! întotdeauna o onoare să-l avem aici, l-am avut și într-un IGDLCC și uh, Timi este în avangarda tehnologiei când vine vorba de automobil pentru că lucrează cu realitate virtuală și cu o mulțime de, de tehnologii de, de top. Acum, nu știu câte poți să ne spui tu din spate, din laboratoare, dar spune-mi dacă ai auzit despre chestia asta și ce impresie ți-a făcut uh, această, această test cu o mașină care se conduce cu tehnologie, cu inteligență artificială practic, cu neurale. Pentru prima oară când vedem o mașină care se conduce de adevărat la cu inteligență artificială, mm -hmm. corect? Da. Este un moment important din punct de vedere tehnologic în care despre ce putem vedea în versiunea 12-a la, la uh, Full self Drive, și partea de uh, Scalable laws care până acum nu au fost posibile pentru că computerele care erau folosite în Tesla erau machine learning end-to-end, -end, erau niște black box-uri de cum ziceai înainte, nu înțelege lumea cum funcționează și îți trebuie o mulțime de date pe care trebuie să le procesezi. În momentul de față, prin scalable laws, sistemul ajunge să poată să prezică the size of the neural net, adică mărimea infrastructurii, mărimea datelor și la performanța procesării, ceea ce nu a fost posibil până acum, din cauza că în full cell drive iterați, adică îmbunătățirile apăreau prin iterații. Și atunci nu poți să prezici ce va fi în șase luni, mai ales dacă ai și the human in the loop și mașina și AI învață și de la uh, comportamentul uman în trafic și așa mai departe. Și atunci avem ce se numește explainable AI. Avem niște sisteme pe care le putem lua ca și module și să înțelegem mai bine și să vedem de unde vine performanța. Este într-adevăr o inovație. Eu o văd foarte problematică pentru că introduce niște erori. Din câte înțeleg, nici mă, și Elon Musk a recunoscut chestia asta, ei nu știu exact de ce și cum a luat decizia calculatorul pentru a face virajul ăla. Da. Avem ceva ce e mult mai apropiat de GPT-4 ca și învățare. Așa. Generalizăm AI-ul, dar asta duce să fie mult mai aproape de comportamentul uman, ceea ce cauzează accidente. Human behavior. Iată, deci ai... efectiv ne întoarcem da. în, în, înapoi la aceeași problemă. Da. Pentru că am, am plecat de la Euristica, da? am programat la nesfârșit toate scenariile posibile. Când întâlnește un scenariu pe care n-am mai văzut să blocheze. Da. Ca să nu se mai blocheze, l-am învățat să gândească ca un om. Da. Acum gândește ca un om, dar nu știm ce vârstă are omul ăla și exact. cât de proficient e, cât de, cât de bun este la volan. Da. Pentru short term funcționează destul de eficient și, practic, despre ce ziceai mai devreme și de Nvidia și de costuri, cred că o mare parte a acestei inovații se reducă procesarea și costul. De-aia, dacă prezici performanța, știi ce fel de sistem ai nevoie în următoarea perioadă și atunci poți face salturi mult mai mari uh -huh. și mai rapide. Pentru că ce se întâmplă acum cu The Scalable Laws este foarte ancorat în The Basics of Moore, legea lui Moore, a lui Kurzweil. deși Elon Musk zicea pe Twitter că. Nu vrea să fie asemănat cu GPT-4 pentru că they have bullshit input and bullshit output. El e acum foarte anti-GPT. Uh, în schimb, funcționează pe același principiu, dar văd o serie de probleme. În primul rând um, și partea de marketing. Acum dacă am un prieten, Robert Scoble, care e unul dintre cei mai mari tech journalists. El e mega fanboy de la Tesla. El o să conduc acum cu FSD on versiunea 12 foarte foarte irresponsabil pentru că l-am mai văzut și i-a mai atras atenția pe Twitter. Și încurajează alți driver, hei, uite, pot să da. stai la volan relaxat pe Instagram, nu? Da, și noi am făcut chestia asta în Las Vegas, unde mm. știm că Tesla are cartografiat da. foarte bine traficul, infrastructura este cunoscută, mm. este perfect funcțională, inclusiv semafoarele sunt predictibile da. acolo. Și chiar și acolo, o mașină în care eu eram, mm. care avea full self-driving în beta, dar deschis, se putea conduce singură, m-a adus în situația în care am acroșat o altă mașină. Da. Da. Deci eu... asta vreau să zic că acum având acest sistem și aceste salturi se diluează un pic the average sau cum ar fi media dintre intervențiile pe care trebuie să le facă om odată la nu știu 300 miles sau cât e acum 500 km au spus acum pe Twitter că e o intervenție la uh, 300 de mile. Uh, wow, da. Dar asta având dar asta încărcat în 3. Dacă le-ai și mai rare, erorile și unpredicted accidents poate să apară mult mai ușor. Mult, mult mai ușor și atunci omul nu va fi la fel de atent. Problema aici e de multi și mode confusion, în care, din nou, omul nu știe ce face mașina și mașina nu știe că omul e atent sau nu. Da. Și atunci trebuie să introduci the human in the loop și să înțelegi și comportamentul uman în situația asta. Și atunci, pe short term, tu poți să-ți faci bias la training data ca să-i zici, ok, oprește-te la semnul de stop, nu cum facem noi unii, că nu te mai oprești așa mai departe, dar odată ce trece timpul și ai și șoferul la volan, se diluează calitatea date. Gen, ai devine mai prost. Vedem cea GPT. Cu cât interacționez mai mult, mie mi se pare că cea GPT a devenit mai prost. Așa este. Decât. Și atunci, pentru cei care suportă și o discuție așadar mai tehnică, sunt da suntem dator să vă, să, vă, să vă traduc o parte din lucrurile astea, dar cred că pentru cei mai avansați ajută să înțeleagă mm -hmm. tot ceea ce spui tu. A aș adăuga o întrebare cheie aici. Dacă știm că inclusiv un om cu un coeficient de inteligență sub 100, este capabil să conducă decent un automobil, așadar, un om care nu e deștept, da? un om mm. simplu poate să conducă o mașină, de ce se duce Tesla în direcția în care va construi <coughs> cel mai mare supercomputer de pe planetă mm -hmm. pentru a rezolva partea de condus? Pentru că, la, din câte îmi dau eu seama, ar trebui să fie mai ușor să bați un IQ de 85 și n-ar să ai nevoie de atât de multe mii de plăci H100 de la Nvidia da, și Tesla da, Dojo. Da. Aici o chestie care vine tot din large language models pe care o văd ca o soluție în care folosind large language models să interpretez comportamentul uman, dar și comportamentul mașinii. De, ce zici ai de Las Vegas? Ai nevoie de, de situational awareness mașina să zic că eu am mai trecut pe aici, dar văd că e în construcție să fiu mai alert și atunci activează. De aia, dacă ai LiDAR și alt senzor, poți să fii mult mai... care nu-ți trebuie tot timpul, dar în situații în care zici am mai fost pe aici, dar ceva e diferit și atunci îți dă peste cap your cognitive bias sau uh, your concept despre locul ăla. Uh, ceea ce văd, iarăși pro problematic, îi... Um, Again, la Volvo și în BMW, uh, Vioneer și cei care mai creează software și soluții pentru self-drive, uh, noi facem foarte multe teste on the test track. Noi nu ne permitem să, să testăm pe useri prin beta, tests în exact. care asta e, it's da, dar different approaches am care... mers cu mașini testate pe circuit de la toată lumea, da, de la v da, de da, la da. Audi cu Nvidia de la toată lumea da. alea de pe circuit nu mi se par realiste Nu. la ce ajută? Uh, dar nu sunt doar cele de circuit sunt și simulatoare sunt uh, foarte multe date adunate și procesate uh, ceea ce văd acum la Tesla și zicea și el că finally we figure it out Adică până acum they were overcomplicating. Toată problema okay. cu FSD-ul și ce date au nevoie așa mai departe. Nu știu mă gândesc și dacă are legătură cu plecarea lui Andrei Carpati, ca și head of AI, și care a fost implicat și cu GPT la început, în care cred că a venit un alt chief of AI care a introdus partea asta sau e un legacy de la lui Andrei Carpati, pentru că știu că era un conflict mereu. Dacă l pe Andrei Carpates cea că era imposibil să lucrezi cu Elon, pentru că nu-i puteai explica neapărat pe înțelesul lui și se aprindea destul de tare. Deși și Elon la... e destul de tehnic. Da, și până nu înțelegea componentele și având un sistem atât de complex, ajungi să-l over... să să uh, aduci un nivel de complexitate mult mai mare decât e nevoie. Dar... O văd, în primul rând, ca un progres pentru performanță, reducerea costului, adică în uh, full self-drive versiunea 12, uh, codul de control a ajuns să fie de la 20.000 de linii de cod în C++ la 2.000 de linii, ceea ce e un major breakthrough. Exact. Uh, a simplificat foarte mult procesarea, infrastructura și de-aia scalable laws în care prezice... În următoarele șase luni am nevoie de un neural net de dimensiune asta am nevoie de un milion de videouri pe care să le procesez să devin mai bun pe segmentul ăsta. În schimb ceea ce văd eu ca next step e să le facă uh, adică spre zero shot learning dar un uh, iterative learning în care dacă tu ai 100.000 de mii de noi să le poți doar adăuga pentru că acum ca să activez neural net-ul, eu trebuie să am un milion o de mii. Nu i un milion plus o de mii. Ceea ce ridică reînvăț. Da, reînvăț. Și de aia le trebuie atât de multă putere de procesare da. acum, până când vom învăța doar să adauge la ce știa deja. Exact. Ca să meargă ca acel copil care, acum să zicem, avem un copil de 10 ani care conduce mașina da. și să-l ducem spre 18 ani, 20 de ani și să-l facem pilot de Formula 1. Da, mai responsabil, mai... Sunt, sunt foarte multe uh, avansuri tehnologice, e o parte pe care o văd cea mai importantă și multă lume nu, nu pune așa multă uh, mult, mult atenție în zona asta, e user experience, human cognition, human factor, atâta timp cât ai un om în fața volanului introduci foarte multe erori, că acolo se întâmplă în mod confusion, cum am spus înainte, nu știi cine e în control. Și nu, nici nu-ți comunică, hei, uite, îți eu în control, am văzut stop cum s-a întâmplat în video de da. Elon a trebuit să preia volanul, că trecea pe roșu mașina altfel. E o eroare. Ok. Uh, da. Dar într-o variantă, să zicem, ideală, pilotul automat se va conduce cu o marjă de eroare care va tinde către zero, uh -huh. nu va fi niciodată zero, dar va tinde către zero într-o lume în care oamenii conduc mașinile. Da. Dar dacă am transformat dintr-o dată tot traficul în mașini conduse doar de alte mașini, da. rata de eroare cred că ar tinde spre zero mult mai repede. Da. Da. Deci, practic, cea mai mare problemă a AI-ului este să prezică erorile celorlalți. Da. Mixed modality. Da. În care... Mixed modality. Uh -huh. Ok. Da. Și acolo, când introduci driver in the loop, apar mult mai multe marge de eroare, dar cum am zis, diluează și distanța. Cu cât e distanța mai mare, mai periculos. Nu înseamnă că dacă nu se întâmplă, o, dacă se-ți intervenția și nu ți-o mai cere două, trei ore pe highway, înseamnă, pentru mine mi se pare mult mai periculos și nu știu dacă pot să mă bazez pe sistemul ăla. Un om care este așadar în avangarda tehnologiei și încă nu este pregătit să ia de pe volan. Nu. Dar ai avea încredere ca tehnologia asta să ajungă în roboți? Că înțeleg că asta e destinația. În da. alt roboți, cu picioare, Da. cu aripi. Da. Și acolo e partea, again, de multimodality, în care e un startup pe care lucrăm acum cu Emotional AI, în care aducem long-term memory, situational awareness, în care partea asta de Ubidicus AI... Acel, același AI cu care scrii prin mesaje sau în chat GPT să fie cel de pe mașina ta în care creează o relație, te cunoaște deja, îți, îți știe... Siri. Ar avea potențial foarte mare. Poate ne arată un Siri totuși care să și funcționeze, că parcă au fost primii cu asistent vocal da. și au rămas în urmă. Siri a început ca și concept din 94 în Minority Report. Um, a fost Steven Spielberg, McDowell au prezis da. voice assistants și atunci a început în laborator, dar nu cu nivelul de inteligență. Nu, euristică pe care pură avem. Wolfram Alpha da, exact, a început. Exact, da. Timi, îți mulțumesc. Îți mulțumesc încă o dată că ți-ai făcut timp. Întrecere pe aici, prin oraș, pentru, ne spui, să-i secret. Ba, doar trecere, doar trecere. Fost... Yeah. pregătește el ceva și o să ne revedem cu Timi uh, foarte curând pentru că lucrăm la ceva împreună încercăm să vă aducem aceste, aceste noutăți, aceste inovații din internet și tehnologie și în offline într-un fel nu vă pot spune mai mult deocamdată dar ur urmărește-ne pentru anunțuri în perioada următoare că vom avea ceva foarte tare spre final de septembrie Mulțumesc Timi! Mulțumesc! Pe curând! Știi ce îmi place cel mai tare la Timi? Hmm. Că mă face să simt că încă mai am de învățat dar n-ai văzut cum mă uitam și eu? Te captivează. Exact. Dacă v-a plăcut ce-ați auzit sau dacă n-ați înțeles din prima, faceți ca noi și noi o să ne uităm, o să derulăm și o să-l ascultăm încă o dată până când o să înțelegem și continuăm în chirestii pentru că avem și o mașină frumoasă, nu doar deșteaptă. Uh, da, la care ne vom uita probabil doar la fotografii pentru că va fi doar 33... De astfel de mașini pe benzină și 33 electrice. Vorbim despre Alfa Romeo 33 Stradale, care este prima mașină electrică care pot să zic, la care pot să zic wow. Îmi, îmi plac un pic formele, un pic mai rotunde, uh -huh. un pic de eleganță. Dacă nu vine o dată Roadsterul ăla. Eh, eh. L-am văzut deja de, de, de multe ori în poze, încât nu o să mă mai surprind. Dar ne-l-am văzut și fizic. Da, corect, l-am văzut și fizic. Ne-am văzut și fizic și ne-a plăcut și de aproape, doar că nu există. Yes. Acest uh, Alfa Romeo 33 stradale, ziceam, o să fie în două variante: 33 pe benzină, 33 electrice, full electrice. O să fie un uh, de nivelul unui hipercar, mai mică decât uh, ce s-a lansat până acum, ca dimensiuni și, bineînțeles, la fel de puternică. Se estimează undeva la 6 ceva de cai putere pe varianta de benzină și probabil spre 1000 pe cea electrică. Dacă planurile vor fi mm -hmm. bune. Wow, abia aștept. Wow. Arată spectaculos. Da. Știm un preț? Uh, sunt 33, mai contează sau au vândut deja. Ah, ok, dar e pe modelul ăla, da. <laughs> da, deci doesn't matter. E frumoasă. <coughs> și din ce am văzut că ai găsit și tu aici, Mercedes a lansat un e-sprinter. E-sprinterul este disponibil deja în Statele Unite și au și anunțat prețurile pentru noul lor furgon, care poate fi comandat începând de săptămâna asta acolo. Prețul începe de la 71.900 de dolari. Uh. Mm -hmm, dar... Are pe ul mai accesibil. Stai are puțin, și că are un niște consumuri bune, de sub 24 de kWh pe 100 de km, și un battery pack de 113 kWh, Radu. Ok, cea mai mare baterie de pe un furgon până acum. Exact. Cu, cu această baterie, în condiții de consum de care vă spuneam mai devreme, să meargă 400 de km. Ceea ce înseamnă că poate munci cel puțin două zile full sau poate să facă livrări pe distanțe medii mari. Și poate face un uh, Las Vegas, Los Angeles? Fără probleme. Nice! Exact. Așadar, începem să avem furgoane și soluții electrice care să ducă transportul acesta dincolo de doar de urban. Uh -huh. Ele sunt cele mai valoroase în interiorul orașului. Corect. Dar nu toată lumea își permite să aibă flotă de electrice în interiorul orașului. Și apoi o flotă, să zicem, hibridă sau altfel pentru exterior. Sunt băieți ăștia cu livrăile de la noi. Da. Cu mașinile verzi. Da. Yes. Uh, și apropo, încă o dată, Zap uh, și kudos pentru cei de la fan care au început să introducă tot mai multe tranzituri electrice, am văzut, ca da. uh, în, da. în flotele lor. Așadar, furgonul este produs deocamdată în Carolina de Sud. Mercedes produce de foarte multă vreme acolo, din câte știu, o colaborare cu General Motors pe furgoane. Vor mai avea și alte logo probabil, pe ele. De dogi, cel mai probabil. Am ajuns în, în sfârșit în, în zona în care, de care discutam acum, cred că șase ani, că ăsta este rolul foarte important al unei mașini electrice. Una care se mișcă foarte mult prin oraș. Autobuze, tramvaie, mașinile de transport, în special, care aduc marfă. Și foarte important, de ce insistăm pe chestia asta, trei lucruri importante. În primul rând, mașinile acestea nu vor aduce fum în oraș. Foarte important, nu vor aduce zgomot în oraș. Și nu vor aduce praf de la plăcuțele de frână. Pentru că habar n-aveți cât de mult praf rezultă din frânarea din, de la autobuze și de la furgoane și de la toate soluțiile astea de transport. Astea schimbă cel mai des uh, plăcuțele. Apropo de chestia asta, dacă, ești, dacă chiar ești curios de chestia asta, bine, poate nu știi exact care sunt condițiile și când a fost spălată ultima dată mașina respectivă, dar uită-te la la jantele unei mașini electrice și uite la o mașină normală, ca să vezi cât de curate sunt cele de la electrice, se vede, se vede tamburul și se vede, văd discurile de frână și se văd trierele. Exact. La o mașină normală, nici după trei zile după ce ai scos-o din, din spălătorie și ai insistat pe zona respectivă, nu o să le mai vezi, sunt negre. Exact. Așadar, Eliminăm praful, particulele și zgomotul din oraș ca să avem mai mult aer curat, pentru că avem nevoie de el. De-aia vorbim despre mobilitate electrică, în primul rând, pentru că vrem să putem respira. Make it happen, Elon Musk. <laughs> am vrea noi. Da. Da, ce pot să facă Mid Journey. Bun, am depășit domeniul auto, am vorbit un pic mai mult săptămâna asta, sper că v-a fost de folos, dar avem câteva ponturi de la voi. Am văzut la televizor Radu reclamă cu reduceri la PS5. Uh, da, pentru că PS5 a ajuns la 2000 și un pic de lei. Iar uh, cu disc, mi se pare că aia fără disc e un pic cam greu de găsit. Ar trebui să fie sub 2000 de lei. Și Peștia asta pentru că au apărut stocuri, uh, dar. Uh, păi s-a mai terminat un pic în hype-ul ăla. Exact. S-a s-a uh, dat liber la chipuri, uh, avem producție, avem transport, avem de toate. Au trecut 2 ani și ceva, cred că de când a fost lansată consola și în momentul ăsta mai merită să mai tragi de preț, ajunge la prețul normal, decent pentru o consolă. Teoretic trebuie să fie 500 de dolari, deci undeva dolar pe la 2000 de lei. Suntem acolo. Și Sony înțelege că mai degrabă o să-și facă banii nu neapărat din consolă, ci din PlayStation Plus, pe care îl scumpește. Iată, de ce? asta vorbim. Îl scumpește? îl scumpește doar pe la DPS5. Păi da, de ce nu? Pentru că ești din consolă. Exact, așadar, o să-ți dea consolă mai ieftin, da, după aia îți scumpește abonamentul. Și cât o să fie? Maxim 160 de dolari, ceea ce înseamnă undeva la 800 de lei. 800 de lei pe an ca să ai acces la PlayStation Plus? S-a scumpit uh, în ultima vreme uh, și celălalt, pentru că era vreo 400 și acum e 550 uh -huh. de lei. Știu prețurile lei că l-am plătit din greșeală, sincer, că am vrut să nu mai rennoiesc, dar la un moment dat s-a reînnoit fără să fiu atent. Și tocmai de aceea o să încep să fii din ce în ce mai atent la abonament să vezi de care ai. Ai sensul extra sau premium ca să vezi uh, ce te joci de banii cred că am pe care -ai pe, Am trecut ori pe extra, ori pe premium pentru că voiam neapărat jocul ăla cu pisica. străi. Nu cred. Te-a prins așa de rău? Păi, nu. L-am deschis, m-am jucat un pic, s-a mai jucat și Ioana și cam atât. Okay. Dar au mai fost niște jocuri interesante acolo. Cum ar fi, de exemplu, Saints Row, da? care este E spectaculos într-adevăr. Și Generation Zero, Black Desert, acestea sunt jocurile de luna asta, din, din august. Arată bine. Și adevărul e că decât să le cumperi la 60-70 de dolari bucata, ceea ce înseamnă 300, de obicei 350 da. este media unui joc. Când vezi prețul ăla și te gândești, te uiți în listă și zici, po mai bine, fac upgrade, mai bine dau 80 de lei în plus de la uh, tirul pe care l am acum de PlayStation și trec la următorul. Da și iau jocul. Da, chiar trebuie să fii gamer, pentru că dacă nu te joci, doar la dune acolo în colecție. Băi, am terminat câteva. Bravo, Radu. Cap -coada. Inclusiv Ghostsoft Tsushima, care este heavy. Am auzit că este unul dintre cele mai bune cules. jocuri făcute vreodată. Știi de ce? Îți oferă atât de multă libertate. Poți, să iei, poți să urci pe calul ăla și să mergi unde vrei tu, în ce oră și vrei tu. Te plimbi cu oră. Asta visăm cu toții, să ne urcăm pe cal și să exact. ne mai plimbi. <laughs> exact. Mai avem un pont foarte util, Legat de discuția anterioară de Facebook, da? Meta-ți folosește, bineînțeles, datele ca să se antreneze AI-ul. Știai chestia asta? Nu am nicio îndoială. Da? Foarte bine. Te duci aici, pe formularul pe care ți-am pus în link, și bifeze aici opțiunea pe care o dorești tu. Recomandat, I want to delete all my personal information for third parties used for generative AI. Și dai send. Și în momentul la Facebook este obligat să facă treaba asta pentru că e lege. Așadar, conform legii, slavă Domnului că trăim în Europeană și mai avem yes. un pic de protecție, poți să te duci să-i spui lui Facebook, nu folosești datele ca să faci generative AI. Dar dacă vrei să te joci cu generative AI-ul lor, LAMA este disponibil în momentul acesta pe uh, Perplexity. Uh, da. Deci, dacă intri pe labs.perplexity.ai... Da poți să le de pe ai.meta.com? Păi da, dar pe perplexity merge deja și îl combinați și cu search. Da. A, ah, ca să-l dau, nu, mă referam ca să ca să poți des. rula. Poți să-l dau de exemplu, Lama 2 -ul. e, e bine, poți să-ți iei Lama, să te joci cu Lama 2, inclusiv sunt uh, trei build-uri, cel de 7 miliarde, 13, 7B, 13B, 70B. 70 de miliarde, da. 70 Deci, și apropo pe text, lama prin perplexity are răspunsuri de sub o secundă. Da, și dacă vrei să joci cu el, poți să-l instalezi, să-ți bați un pic capul, dar poți să-l faci să, -l, să -l instalezi la tine și va funcționa și pe PC-uri care au 16 GB de RAM. Deci, este OK. Se bazează pe mem memorie RAM. Cu, toat, cu toate datele pe care le-a acumulat în SEMETA de la toată lumea, tot nu este în stare să spună o glumă bună, i-am spus lui lama să-mi zic o glumă. Mm -hmm. Și știi ce mi-a răspuns? Mm. Sure, here's a joke for you. De ce n-a putut să... Bine, Tracă în engleză. Strada... Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was too tired. Încă are două roți. Ok, dead jokes. Dead jokes, exact. Adică este ceva... Glume, sunt de nivelul meu sau am chiar mai jos? <laughs> Dar dacă vrei să joci cu lama 2, este pe laps.perplexity.ai ca să vezi ce-au făcut cu datele tale pe care le-ai dat până acum că sunt deja integrate în acest corpus de antrenament uriaș, care da. în momentul acesta este considerat, apropo, unul dintre cele mai bune care există. la da. Lama 2 este beton. Da. Asta spun toți specialiștii. Păi în e făcut AI. pe gratis. Pe bani și pe... Nu, pe gratis. Pentru ei nu e costat mare lucru. Au zis câte miliarde de utilizatori avem? Păi vreo două și ceva. Ia tu toate datele și istoricul lor din ultimii 12 ani și face ceva cu ele. Și învață de acolo, știi? Exact. Învață-te să te con să conduci. Social dilemma? Mm -hmm. Știam de ce faci cu ei aici? Exact. Dar măcar acum știi cum poți să optezi să ieși din această ecuație. Exact. Și uh, -am, uh, ai o recomandare de carte? Am, am, cam de, luat niște cărți în ultima perioadă, să-i să zic care yes. din ele. Nu știu câți dintre voi sunteți pasionați de subiect, dar v-am mai povestit eu aici despre al patrulea val, uh -huh. Neil Howe. Da. E bine, cartea lui Neil Howe, cea originală, o puteți găsi de cumpărat. Nu știu dacă este la noi al patrulea val. O puteți găsi pe Amazon sau pe Audible în format audio. Este chiar la reducere în perioada să zicem 4,6 pentru membrii sau un credit. E mai ieftin să o plătești. The Fourth Turning, în uh, American Prophecy, este o carte uh, de doar 6 ore, se ascultă ușor. Dar este destul de tehnică și, mare atenție, a fost publicată în 2001. Da. Ei, ea vorbește despre generația care acum preia controlul planetei, pentru că spunem că suntem în iarna generațională. Da, ciclurile respective. Exact. Ei, ce -a, ce a făcut între timp Neil Howe? El a făcut acea carte inițial cu William Strauss. Neil Howe a devenit în ultimii 22 de ani, 23 de ani, cel mai important demografician al planetei. V-am mai povestit eu de predicția lui în legătură cu scăderea demografică din China, uh -huh. care s-a confirmat cu ridicarea Indiei pe care a confirmat-o, cu declinul demografic, spre exemplu, v-am arătat în ediția anterioară de Chirosti ce se întâmplă în Ucraina, o chestie despre care încă nu se prea vorbește. Este o prăbușire demografică în Ucraina pe care el o urmărește, care va pune mari probleme țării acestea. Dar acum, Neil Howe a venit cu o carte nouă, care este practic al patrulea val, The Fourth Turning, adus la ordinea zilei. Tocmai ce s-a lansat acum în august, de două, trei săptămâni am descoperit-o absolut întâmplător și mi-am și cumpărat-o, acum vreau să o ascult, că al patrulea val este aici. Și da. practic ce a prezis el acum o generație, s-a întâmplat, generația este aici îți explică ce se întâmplă pentru fiecare generație, copii, tineri, adulți, seniori, pe diferite praguri de vârstă în următorii 25 de ani în acest context dacă vă interesează așadar la nivel aproape științific, adică este științific, că e demografie, sociologie, însă, ideea care am rămas eu, dacă nu aveți de gând să citiți cartea, dar mă gândesc să fac un clip despre chestia asta, pentru că se face pila de găină, zice că mai durează cel puțin 12 ani de norocirea, din momentul ăsta, iarna asta încă mai duce, că suntem în, dacă n-a început deja, să va acutiza conflictul mondial, ne a spus război, dar este un conflict pe care îl vedem, că se derulează sub ochii noștri, care nu se oprește. Uh -huh. Criza economică, iarăși, s-a potrivit ceas aia din 2007-2008 pe uh, predicția lor din 2001. Deci, da. 6-7 ani în avans, plus minus, evident, că vorbești de scară generațională. Bine, și... practic, discuția a avut loc în 2007 și el a făcut o predicție pe 10 ani. A făcut o predicție pe în, 25 nu, pardon, și la no, sfârșitul anilor în, 90. Nu, în 97, că atunci mi se pare că a fost lansată la prima carte. Exact. Și el a făcut predicția pe 20 de ani. Exact. Practic în 2007 era finalul predicției lui. În 2017 era. 2000... Da, 2017, corect. Ei, în 2007 era prima etapă a predicției. Da. Și acum, eu nu vorbesc despre un Nostradamus, eu vorbesc de cineva care a studiat în spate 500 de ani de schimburi generaționale mm -hmm. și dacă ai răbdare așadar să asculti acum 20 de ore și jumătate cu destul de mult limbaj tehnic, de tocmai de aceea o să încerc să fac eu o variantă, nu fac eu ca aia, fețe, iau cărți, le explic prea des, dar asta mi se pare mai importantă, pentru că nici n am găsit o limba română. Um, mi se pare că este important să înțelegem cum se face acest schimb generațional? Noi vorbim aici de ani de zile și cu proful Borțun despre acest, acest, acest falie între generații. Imaginați-vă că înainte, între generația anterioară generația asta, întotdeauna erau era aproape lipite. Da? Da. Copiii de țărani deveneau toți țărani. E, acum, spre exemplu, din copiii de țărani s-au făcut orășeni, după care dintre copiii de orășeni și ăștia digitalizați s-a făcut așa. Și acum, ăștia, dintre, ăștia nu se mai văd, nu se mai aud, nu mai nu prea mai comunică. Vedem cât de repede apare conflictul între copii și părinți. Uite, și tu ce se întâmplă cu copiii, spre exemplu, care. Nu vreau să vorbesc ca un boșorog, dar consumul de droguri, de substanțe și toate uh, chestiile astea sunt strigăte de ajutor, de fapt. Copiii ăia sunt. Uh, nu se scăpază de sub control, sunt lăsați de izbeliște, de părinți care nu le oferă ce au nevoie. În. Uh... Cu adevărat, în că Nu au nevoie de mașini și de bani, au nevoie de altceva, au nevoie de, de iubire, de în, sprijin. În tinerețea mea exista un, o legătură din asta mult mai strânsă și uh, mai înțeleaptă între copii mici și cei mai mari. Da. În sensul că traficul de droguri în multe dintre orașe acum 25 de ani nu exista. Și știi de ce? Pentru că băieții mari care aveau cumva grijă de băieții mai mici, de copii care stăteau pe lângă bloc, le rupeau mâinile la aia care veneau să, 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 vândă droguri în spatele blocului. Exact. Și ea nu se mai întorceau niciodată acolo. Exact. Pentru că se, îi înțelegeam la nivel, cum să zic, că fără comunicare, că chestiile astea sunt periculoase. Acum le găsești pe toate drumurile. Poți să întrebi o cunoștință din cinci care știe că poate avea acces la cineva cu așa ceva. Mult prea ușor. Mult prea ușor. Mult prea ușor, și să auzi ministrul de interne care spune în țara noastră că a pierdut bătălia cu drogurile pentru adulți, mi se pare. Cum? Serios? Un om de atât de multă vreme în structuri guvernamentale, domnul Predoiu, i-a pierdut și ce face? S-a dat bătut? Da, gata, sau să acasă? Nu, nu, cred că vrea niște legi un pic mai dure ca să exercite mai mult control în loc să rezolve problema drogurilor, o să ne pedepsească pe toți. Mm. E ca la pandemie. Dar, hai să ne oprim aici, așadar, asta e recomandarea mea de carte. Dacă vrei să înțelegi lumea în care trăiești și dacă ai răbdare de așa ceva, uh, filmul de săptămâna asta vine de la Radu, dacă dar am și un serial după aia. Da, nu l-am văzut, am văzut doar trailerul. Dacă vrei să-ți omori neuronii, acesta este filmul cu care poți să-ți omori neuronii. Este probabil cel mai prost film făcut vreodată. Cu un buget de vreo 500 și ceva de dolari. Pentru că omul a făcut un. Uh, un uh, a căutat, uh, a, a încercat să strângă bani pe internet, a cerut 50.000, a primit 500 și ceva de dolari. Așa. Imaginile sunt, bineînțeles, folosite cu uh, copyright uh, ok, sunt luate de pe internet, multe dintre ele. Sunt imagini de stock generice, după cum vezi. Acestea <laughs> sunt actorii din film și e ceva cu. Uh, Official selection, Pandemia uh, păsărilor. <laughs> Vai cum arată! <laughs> și efectele sunt ceva de genul ăsta. Actorii sunt probabil prieteni, că n-au fost plătiți, nu știu, nici din bugetul total de 500 de dolari să mai plătească și actorii. De. Un prieten cu o mașină scumpă? Exact. I-a făcut uh, pe, pe pile cum ar veni, iar păsările sunt uh, comedie curată. Nu CGI, sunt comedie curată. <laughs> Și la nu e Jack Black. Și la nu este Jack Black, dar ai făcut să ca Jack Black. Birdemic 3, sea Eagle. Există două filme înaintea acestuia. Acesta este un sequel. Mai există și o categorie de filme proaste la care trebuie neapărat să te uiți. Da, da, alea pe care le știm noi, alea sunt filme proaste, dar gândite de oameni care au cunoștințe de scris măcar. Știi? Ok cine l-a scris filmul ăla l-a scris bine știi? Ok. Au, 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 luat, au, au luat chestii stupide uh, situații sociale și așa mai departe. Serialul care m-a prins pe mine în perioada asta Ia și m-a surprins plăcut este Who is Erin Carter pe Netflix uh, mi se pare că nu e dublat, Este, adică este făcut în Barcelona, este făcut în Spania uh -huh. dar toată lumea vorbește engleză și vorbește engleză foarte bine Păi mi se pare normal Uh, și este am ajuns la episodul 4 uh -huh. și este surprinzător de bun. Și MNW zice că okay, e ok. Da, adică m-am săturat un pic de dramele și de filmele alea americane în care întotdeauna personajul negativ este sigur un bărbat și cel mai probabil... Crișele, clasice, da. Are, are, are niște probleme din copilărie. Să nu se mai, mai la fac cap. prea multe filme în perioada asta în Statele Unite. Nu se mai fac filme în perioada asta, da. Iar asta a făcut în Spania mi se pare foarte bun, încă o dată. Uh -huh. Vă recomand așadar. Am ajuns la episodul 4, v-am zis, și uh, mă ține. A, ah, mai este un film interesant care iarăși este bun. Este foarte bun. Am văzut câteva secvențe din el, n-am apucat să-l văd. Este făcut în Norvegia, dacă nu mă înșel. Și e vorba de un tip care caută aur și se întâlnește cu niște soldați și ăsta și urmărește scopul, iar ăsta îi masacrează pe toți. Okay. Este foarte bun filmul și te ține. Am văzut, cred că 20 de minute din el și am zis, o să-l continui. Trebuie să-l văd și eu. Sisu se numește. Oh, da, îmi place foarte mult coperta. Da, iar actorul este un clasic norvegian. Da, foarte tare, foarte tare. Avem o două știri foarte scurte de cripto. vi le spun pe gură pentru că să revenim cu vineri Live începând de luni cu Maestrul Bine. Brătucu. Bine sună vineri Live începând de luni. Păi da, nu? Nu e stupid, așa trebuie să fie. De este exact. cod. Nu, n-am zis, zis, am zis, am zis ce bine sună. A, sună bine. N-am zis a, stupid. Am zis, da. Uh, că mă știm de unde a plecat chestia asta, nu? Bine. Nu mai, oamenii nu cred că mai țin minte de unde nu, a plecat. Inițial se dădea vinerea. Și da, păi da, am mutat o lună și am zis ce facem, Schimăm numele criptolun? Nu, păstrăm vinerea. Păi nu se dădea vinerea, ajungeam noi să-l dăm luni că pentru că, că n apucam să-l montăm. Exact. <laughs> Practic, noi am avut problemele lui Linus înainte să le aibă Linus. Exact. <laughs> Mamă, deci asocierea asta nu trebuia făcută. <laughs> Dar sunt sigur da, e adevărat. că multe din problemele, da. Se... Așa, deci repede două știri. Binance o să înceapă să reducă din ce în ce mai mult perechile cu BUSD, pentru că trebuie să renunțele, n-au de ales. Și dacă v-ați uitat un pic la piață și, ziceți, gata, are început nebunia, nu suntem încă pe schema Wyckoff. După ce piața a mai crescut un pic, după ce anunțul celor de la Grayscale a cu piața să pompeze, au început monedele să scadă din nou. Deși înregistrăm noi pe joi, sunt pregătit că să vă spun că în weekend să S-ar putea ca Bitcoin să coboare iarăși sub 26 sau s-ar să crească peste 28. S-ar putea, nu se știe exact. Vedea. Însă, eu înclin să cred că tot anul ăsta o să fie tot tristețe și iarnă în continuare, așa cum v-am spus și mai devreme, cu a patra generație, al patrulea oval. Așa. Așadar, dacă urmăriți partea de cripto, mai multe noutăți și știri o să avem în cripto vineri, luni seara. Uf, a fost tare. Mi-a plăcut. V-a plăcut? Dați cu like dați cu share, dați cu subscribe dacă nu sunteți abonat deja. Știm că o să păstrează, 50 nu sunt, 50 sunt ai noștri. Dacă te uita până acum și încă nu ești abonat, vină și dă acolo pe butonul de subscribe, chiar dacă nu o să primești 99% din notificări, pentru că ne ajută pe noi la algoritm. Păi le primez până la urmă, am uitat în analitice. La un Membri, moment dat, dar subscriberii nu. Nu, nu, și subscriberii. Da? Subscriberii primesc până la urmă toate notificările, doar că doar 10% dintre ei au activat, activat clopoțelul. De aceea activați okay. clopoțelul ca să primiți toate notificările și le veți primi. Nu în primul val, nu în al doilea, nu la treilea, dar maxim 12 sau 24 de ore, nu, 48 de ore, în termen de 48 de ore le primesc. Ok. Și urmărește-ne și la IQ Battle pentru că o să avem pentru voi ceva foarte drăguț. Am ieșit pe stradă cu Andrei Bala și am dat cele mai tari premii de până acum. Și a fost tare. Sper să fi fost. Acum am mers la filmare. Cam atât pentru astăzi. Încă o dată le mulțumim membrilor care ne susțin ca de fiecare dată. Aruncați o privire și la sponsorii noștri din descriere. Aveți grijă de voi, aveți grijă de ceilalți. Bucurați-vă de vremea bună. Și data viitoare? Nu mai bine. Cum adică sper să fi fost? Aici că vezi viitorul. Nu eu. Nu-l vezi? E aproape aici, de ore. Hai să vedem. Să sperăm că iese bine. La revedere!